În prima parte vom vorbi despre viața de familie. Atunci când e vorba despre viața de familie, avem o mică problemă și anume cu cine începem. Viața de familie se adresează cu învățături specifice, atât soțului cât și soției. De obicei, în domeniul acesta, există multe comentarii, mai ales din partea surorilor, care spun, domnule, dacă s-ar începe predicarea cu ceea ce ar trebui să facă bărbatul, probabil problemele ar fi rezolvate din start, pentru că vinovatul principal pentru care nu merge treaba bună e bărbatul. Și dacă el ar avea șansa să primească învățătură prioritar, ca atare, mai târziu, femeile numai să vor așeza frumos după cuvântul Domnului și vor face ceea ce trebuie. Acum, dacă am votat, tot surorile ar câștiga, că sunt mai numeroase ca noi totdeauna, și în lume și în biserică. Problema este că nu trebuie să luăm lucrurile așa cum le gândim noi, ci noi trebuie să luăm lucrurile după cum le așează Sfânta Scriptură. Și anume, din tot ce avem noi în lumea aceasta, din toate părerile, filozofiile, construcțiile și tot ce avem noi, va dăinui peste 10.000 de ani, nu lucrurile noastre, ci Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, Noul Testament, are trei texte consacrate pentru familie, respectiv Efeseni, Coloseni și pasajul acesta biblic. Eu nu trebuie să mă duc peste toate, dumneavoastră vă veți duce acasă. În toate, Apostolul Pavel, atât în Efeseni cât și în Coloseni, începe în felul următor. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri. După care, spune, bărbaților, iubiți-vă nevestele. Textul din Petru este mai explicit. Vine și începe, tot astfel nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, și în versetul 7 mai vorbește un lucru. Și voi bărbaților la... Există un rând pe care noi îl respectăm. Un rând, o ordine. Deci asta e Biblia. Că îmi place sau nu îmi place, că așa e în Scriptură, și orice om care se ia după cuvântul lui Dumnezeu trebuie să respecte ordinea asta. De aceea și eu o voi respecta. Voi vorbi din textul acesta biblic despre câteva greșeli pe care, din neveghere, poate în anumite situații, chiar voit, atât soțul cât și soția le fac în viața familiei creștine. Și greșelile acestea pe care le fac au un impact major asupra spiritualității, asupra înțelegerii și asupra educării copiilor. Voi începe, așa cum am spus, cu greșeli pe care le fac soțiile, nevestele, surorile noastre. Prima greșeală pe care aș vrea să o subliniez din textul acesta este lipsa de respect. Sfânta Scriptură vine și spune că Sara îl numea pe Avram cum? Domnul ei. Și atenție, Avram nu era un om perfect. Avram de vreo două ori, în loc să o prezinte pe nevastă sa Sara ca nevasta lui, a prezentat-o ca sora lui. Era undeva o soră vitregă, dar în momentul când s-a căsătorit cu ea, din soră mai îndepărtată cum era, a devenit ce? Soția lui. Oriunde se duce un bărbat cu soția lui, își prezintă soția. El a prezentat-o de două ori numai ca să scape cu viață, a prezentat-o ca fiind sora lui. Aș vrea să vă spun, cu toate slăbiciunile pe care le-a avut Avram, a fost omul lui Dumnezeu, dar a avut slăbiciuni, Sara îl numea Domnul ei. Problema cea mai mare a soțiilor creștine este că există o vreme când își respectă bărbatul, mai ales în primii ani de căsătorie. La unele mai puțin. Un anumit timp când își respectă bărbatul, când efectiv îi trimite mesaje cu amore, cu puișor, cu tot felul de diminutive și tot felul de cuvinte frumușele, care lui îi plac, ce-i drept. Dar de la un moment dat se începe a învăța. Intră și cunoaște slăbiciunile lui. Și atenție, orice bărbat are slăbiciuni, ca orice femeie de altfel. Începe și odată ce cunoaște slăbiciunile lui, odată ce are acces după tejghia, odată ce intră în subsolul vieții lui și vede că el mai sforă în noaptea, vede că el câteodată nu se ține de cuvânt, vede câteodată, ea crede că lucrurile astea îi pot permite ei să nu-l mai respecte. Și apare lipsa de respect. Nu-i mai spune puișor, îi comentează orice decizie pe care o ia el, în baza faptului că sforă ei, în baza faptului că ea-l cunoaște. Câteodată am auzit foarte multe femei, surori,
care spun copiilor lor, nu vă mai luați după tatu, ce știe tatu? Și lucrurile astea se transmit mai departe, pentru că este o lipsă de respect. Un proverb rusesc spune, toate fetele sunt bune, de unde te neveste rele? Pentru că atunci când un tânăr curtează o tânără, tânăra respectivă respectă. E efectiv, ca să poată căsători cu el, îi place de el, îl respectă, îl iubește, nu iese din cuvântul lui. Dacă ai spus tu așa, chiar dacă e greșit, tu răspunzi, dar eu mă supun, fără nicio problemă, până își vede saci în căruță. După ce și-au văzut problemele rezolvate, comentează ori și ce. Și problema știți care este? Acum nu-i rău ca soția să vină la soț să-i spună, după părerea mea, lucrul ăsta pe care îl facem nu-i corect. Să apucă și vorbește și în public. Și problema este că se transmite în zona cealaltă. E foarte important ca soțiile noastre să învețe că prima greșeală pe care o fac este lipsa de respect. Și încă o dată vreau să vă spun, soții dumneavoastră au greșeli și au slăbiciuni. Asta nu înseamnă că toată adunarea și toți prietenii de familie trebuie să știe asta. Nu. Ne arată Sfânta Scriptură un moment din viața poporului evreu, când David era cu niște o trupă de, ca să spun, de haiduci, așa, ca să-i pot spune, cu toate că erau un fel de mercenari. Luptau pentru oricine plătea mai mult la vremea respectivă. Și David era cantonat undeva. Și în zona unde era el cantonat, în spatele acelei zone, cineva își păstea oile liniștit. Ciobanii lui n-aveau nicio treabă, oile lui nu erau furate, nicio grupare infracțională n-avea acces, pentru că ăsta avea cantonate trupile acolo și ăla era păzit. Nabal, cu toată casa lui, era păzit. Și într-o zi aude David că Nabal ăsta a venit vremea să tundă oile și la tunsul oilor se vedea profitul. Și trimite David și spune, dom'le, pe ploaie, pe vânt, pe furtună, pe ninsoare, pe ce-o fost, noi am stat și am păzit turmele, noi am păzit ciobanii lui, noi am păzit totul aici. Nu l-a atacat nimeni, nu a avut nicio. Acum când e o zi de bucurie, când și-a făcut mâncare lui și casei lui, spune lui Nabal ăsta să ne trimită și nouă ceva la oamenii care suntem aici. Când ajunge trimisul acolo, ăla sare în sus. Ce e, bă, eu am pregătit mâncare pentru ai mei, mie îmi trebuie mici. Cine știe de unde a fugit ăsta? O grămadă de robe a fugit de la stăpânii lor. Vrea așa ceva și așa mai departe. Și fără să-i pesă, l-a trimis pe ăla înapoi cu mâinile goale. Când a auzit David lucrul ăsta, cu 400 de oameni, și atenție, ăștia erau luptători de război, ăstea cu ăsta se ocupau. Imediat s-au enervat și au luat săbile, s-au înarmat și 400 de oameni au plecat și au jurat că până la dimineață nu rămâne parte bărbătească în casa aceea. Deci toți erau roați lobi, omorau bărbații și rămâneau restul, îi vindeau ca robi. Femeile și fetele care erau acolo. Și toată averea o confiscau ei. Și în fața lor m-aș fi așteptat să iasă, ei erau 400, să iasă măcar încă 400. Dar ies o singură femeie, nevasta lui Nabal. Vine femeia aceasta și-a luat pe un măgar tot ce trebuia pentru lucrul ăsta și vine ea singură. Și îi spune lui David, vreau să-ți spun câteva cuvinte la ureche. Vreau să spun câteva cuvinte la ureche. Toată lumea știa despre cine vorbește și a vorbit despre bărbatul ei. Spune Scriptura că atunci când s-a apropiat David, i-a spus la ureche, nu-ți spune mintea cu soțul meu, pentru că așa cum e numele, așa e și el, numele însemna nebun. Nu-ți spune, tu ești un om al lui Dumnezeu, tu ești un om înțelept, Dumnezeu îți va face o casă trainică, dar nu-ți spune, dar toate lucrurile astea le-a spus unde? Păi dar nu putea să spună femeia asta, băi, voi de ce veniți? Din cauza lui bărbatul meu, nu-i așa? V-ați lămurit și voi și ni? Eu trăiesc cu dânsul, voi veniți numai în vizită, dar eu trăiesc cu el. Ca atare, vă dați seama ce cruce am eu cu ăsta, cu încăpățânatul ăsta, cu așa? Nu, i-a spus la ureche. Unul dintre lucrurile care au contat când Nabal a avut atac de cord și a murit dintr-o dată. Și David, atenție, nu era flăcău în căutare de fată, mai avea vreo trei neveste. Când a auzit că femeia asta e văduvă, și-a uitat la înțelepciunea ei și imediat o trimit să o ia din nevastă. De ce? Pentru că a văzut o femeie care își respectă soțul. Nebun cum era el, dar respecta și nu-i trâmbița greșelile și prostiile. Ci chiar dacă trebuia să dea un raport cuiva,
îl dădea la ureche ca să-și scape familia. Stimați surori, avem de învățat? Amin. Ne ajute Dumnezeu. Pe măsură ce voi întreba, stimați surori, vor răspunde frață. Amin, este de învățat. Vor răspunde foarte convins. V-aș ruga tare mult. Continuați să vă respectați soții în ciuda slăbiciunilor lor. Nu aveți dreptul să vă apropiați de un alt bărbat. Nu aveți dreptul să apreciați un alt bărbat mai presus decât soțul dumneavoastră. Cu toate că arată mai fresh, mai grozav, mai deștept, mai cum vrei tu. Nu ai dreptul ăsta. Niciodată n-ai dreptul ăsta. E singurul bărbat pe care ți l-a rânduit Dumnezeu. Dacă vrei să te înalți, înalță-l pe el prima dată. Amin. Amin. A doua greșeală pe care vreau să o subliniez. Dacă o soție începe să nu-și respecte soțul, urmează faza a doua. Nu poate câștiga o femeie, nu poate câștiga în fața unui bărbat cu masa musculară, cu puterea fizică. Nu are cum. Rare sunt femeile care au putere mai mare ca bărbaților. Per general, ele sunt mai slabe, dar sunt într-un domeniu tari, la gură. Dacă se apucă să vorbească, nu li putem depăși. Așa-s create, vorbesc cel puțin dublu cât noi. Și câteodată cred că pot câștiga în cadrul familiei prin vorbă multă. Eu numesc cicăleală. Ori Sfânta Scriptură vine și spune în pasajul biblic din seara aceasta că foarte multe femei greșesc când cred că pot face din bărbații lor mai gospodari, mai educați, mai sfinți, mai pasionați de Domnul, mai pasionați de familie, mai... Dacă îi toacă toată ziua, ți-am spus să faci asta. Pentru bărbați, odată ce ai început, bărbatul așteaptă să spui doar atât. Spune-mi ce trebuiește. Atâta, spune-mi. Și eu mă gândesc când pot face treaba. Femeia spune, cum adică? Nu, dar eu trebuie să-ți explic totul. Și după momentul ăla începe, așa, permiteți-mi expresia, o mitralieră care bate continuu. Continuu bate. Ori bărbații sunt disperați de lucrul ăsta. Psihologii numesc că bărbatul are o zonă așa numită, care se numește bârlog. Când bate mitraliera asta, se spune că bărbatul se retrag la bârlog. Deci nu mai comunică. Nu-l poți scoate nici cu cangea de acolo. El stă acolo. Nu-i trebuie nici mâncare, nu-i trebuie nimic. Ai reușit să-l bagi la bârlog. Problema este că el nu iese de acolo. Stă o bucată în hibernare așa și iese la un moment dat. Odată o soară mă întreba, frate Virgil, înțeleg că bărbatul intră la bârlog, că am văzut că intră, dar e normal să stai 6 luni în bârlog? De foarte multe ori, unii dintre ei stau destul de multișor. Există starea asta observată de psihologi, retragerea asta din toate activitățile, când el nu mai comunică. Și majoritatea din lucrurile astea vin din cauza vorbei multe. Multă vorbă. Ori soțiile noastre trebuie să cunoască că există ceva mult mai puternic decât vorba, și anume tăcerea. Spune Sfânta Scriptură în textul citit, în felul următor, versetul 1, tot astfel nevestelor fiți supuse și voi, bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul cu C mare, să fie câștigați fără... Și atenție, nu ascultă cuvântul, care este un ciocan care sfarmă stânca. Cuvântul etern al lui Dumnezeu. Deci nu ascultă, el n-are nicio treabă. Nu-l ajută cu nimic că tu începi să-i spui să fii mai pocăit, să fii mai pocăit. Îl poți câștiga fără cuvânt. Surorile întreabă, cum adică? Cum adică fără cuvânt? Da, fără cuvânt. Prin modul tău elegant de a te purta în temere și în frică de Domnul. Prin modul tău respectos îl poți câștiga. Cicăleala rămâne o armă prin care femeia se răzbună pe bărbat. În cadrul familiilor creștine n-are sens vorba multă. De ce să nu vă spun că la nivel de psihologie oamenii constată la momentul actual foarte multe probleme la nivel de familie din punctul de vedere medical. Există bărbați care mai fac ceva pe lângă casă. Fac servici, vin acasă, mai bat un cui într-un... Așa, așează lucrurile. La un moment dat, nevasta vrea să rezolve ceva.
facem lucrul acela. El spune, mă mai gândesc, poate nu-i momentul, mă mai rog, mai cuta. Nu, trebuie făcut așa cum îți spun eu. El spune, las că mai vedem. Ascultă, trebuie făcut cum îți spun eu. Tu înțelegi cum îți spun eu? Și în momentul respectiv, bărbatul își dă seama că are un comandant. El până atunci credea că el e, dar de unde? Alt comandant s-a instalat pe tronul lui și începe deja să predinde ordine. Și multe surori de ale mele acolo-s. Acolo-s. Pentru că în Biblia spune dorințele tale se vor ținea după bărbatul tău. Nu spune că de acum înainte, nu, vei dori totdeauna să iei locul. Lupta în familia laică este asta, femeia să ia locul bărbatului. Și de obicei o femeie care e prima în casă, care ea conduce tot, nu respectă pe alta care își conduce bărbatul. Cu toate că ea o face lucrul ăla. Deci o femeie care conduce într-o casă nu respectă pe alta care face același lucru. Dar în familiile creștine trebuie să învățăm, există o tendință a soțiilor de a lua primul plan acolo, de a-l pune pe soț ca fiind ceva, doar conduci tu, nu-i așa? Nu-i așa că conduci tu? Eu nu ies din cuvântul tău, dar eu îți spun de fapt ce trebuie să spui tu? Nu-i așa? Și în faptul acesta, femeia încearcă să intre acolo. Vreau să reiau ideea respectivă. Bărbatul are o anumită capacitate de a lucra. Când soția vine și îl presează cu vorbe și vine și spune trebuie făcut neapărat așa, trebuie făcut, el nu-i convins de lucrul respectiv. Dar toată ziua pornește mitraliera și începe să-i spune asta neapărat, vine de la serviciu aia, când se culcă aia, se scoală dimineața, noaptea, se duce până la baie, când vine apoi, te mi-ai gândit la problema respectivă? Te-ai gândit, ai văzut că eu ei și spun, e bun, cu tare într-o zi, bărbatul ridic stegulețul alb. Spune, gata, m-am predat, făcem cum spui tu. Făcem cum spui tu. Marea problemă, că din momentul acela, femeia preia responsabilitățile celelalte. Bărbatul își duce la muncă, vine înapoi, citește ziarul, îi spune nevastă, măi, bărbat, uite, tabloul ăla era prins în două cui acolo. Un cui a căzut, el stă pe diagonal, așa. Du-te și prinde înapoi acolo. Bărbatul îi spune, dacă ești așa deșteaptă, prinde cuiul cel înapoi. Ce problemă? O căzut gardul de la drum. Dar pune-l înapoi. Dorești așa de capacitate. Nu poți cu vorba așa să pui? Și la momentul respectiv, foarte multe femei, la ora actuală, pășesc pragul, care ajung, că multe dintre ele nu recunosc, care ajung, pășesc ca pragul psihologului și psihologul îi întreabă, de când aveți starea asta de nervozitate, nevroză, așa se cheamă? De când aveți? Păi, am de o bucată de timp. Bun, soțul dumneata ce face? Cum ce face? Nimic nu face! Nimic, efectiv nimic. Eu cu copiii, eu la școală, eu bat cu în gard, eu pun tablou, eu așa, și el ce face? El citește, merge la servici, vorbește de Liga Campionilor, de ce mai are, dar nimic nu face. Și întrebarea se pune, de când s-a început lucrul ăsta? Păi, de când ai folosit mitraliera? De când ai folosit mitraliera? Tristeța știți care este, stimate surori? Este că după ce bărbatul s-a învățat să nu facă nimic greu, mai pui la brază. Vii la el și spui, băi, am greșit, gata, nu mai vorbesc, nu mai cu tare. El s-a obișnuit să citească ziarul, e mult lejer. Greul scos din zona respectivă. Însă lucrurile astea eu vi le spun, ca și soții credincioase, fiți foarte atente, vorba multă. Bărbatul e făcut din material brut, știți de asta, e făcut din lut. Femeia e făcut din material prelucrat. Din carne și os. Ca atare e altă finețe, e altă... Bărbatul e brut. Dacă la el te duci așa dintr-o dată, el se blochează. De multe ori nu știe ca să nu se facă de râs, să răspundă. Nu știe, e făcut din materia brut. Ei, când femeia vine cu vorba multă pe el, la un moment dat, el se panichează, se blochează. Se spune că are un buton roșu și l-a apăsat din greșeală, în momentul respectiv numai cu cine vorbi. De aceea, nu folosiți vorba multă, în mod special. E foarte frumos, stimate surori, foarte frumos. Știți care e părerea soților noastre? Vine la un moment dat o prietenă și spune, domnule, la magazinul cu tare, au adus ăștia niște material din Statele Unite, nici nu se sifonează, foarte ușor se calcă. Când spui că nu se sifonează și se calcă ușor și nici nu trebuie să-l pui în mașina de spălat, că se autocurăță și cu tare, nevestele imediat se duc să iei, din rochițe, din bluzițe, din ceva acolo. Bineînțeles că majoritatea dintre ele, dar eu mă duc și eu.
Ei sunt soții care spun, nu, eu trebuie să vorbesc cu soțul meu. E, dar tu îl mai întrebi pe a tău, dar ce a tău să bagă în chestii? Da, da, eu vreau să-l întreb pe al meu. Și el lucrează pe șantier. Drag, uite, a venit la noi cineva și mi-a spus că este de cumpărat. Adevărul că am auzit și eu, mă duc să verific. Dacă totuși este bun, îmi permit să-mi iau de o fustiță sau de o rochie? Și bărbatul spune de acolo, dragă, doar știi că nu trebuie să mă întrebi pe mine lucrul ăsta, dar dacă tu găsești de bine, du-te și ia. Ai închis telefonul? Dar bărbatul de partea cealaltă știe că e pe locul lui. Majoritatea surorilor știi ce fac? Mă duc, bărbatul nu știe, zici surprizii fac. Se duce, cumpără valul cu tătul, vine acasă și spune, am găsit niște materiale care nu se sifonează, îți place? El se uită, dar ce cu ăsta? L-am cumpărat. Ești de acord, nu? Și azi așa, și mâine așa, și îi spui la și la bărbat, tu conduci în casa asta. Astea sunt lucruri pe care le trăim și pe care le vedem. Deci adevărat, ca și bărbat și eu, nu mă pricep tare mult la asorteuri, la finețuri. Dacă se șifonează sau nu, dacă se boțește materialul sau nu, nu pricep. Dacă se calc ușor sau nu, nu-l iam. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să mă întrebe. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să mă respect. Cer asta și în momentul în care am văzut că nu-i, arăt prin semnale că nu-i și trebuie corecție. De aceea e important, stimate surori, nu cicăliți pe bărbații voștri ca să vă atingeți. Dacă aveți un proiect de făcut, foarte multe idei au bune soțiile noastre, pentru că fiind pe palierul 2, noi lucrăm în domeniul ăsta, să spune că bărbatul răspunde de Ministerul de Externe, femeia răspunde de Ministerul de Interne. Adică bărbatul are grijă cu toate celelalte familii, cu biserica și așa mai departe. E un ministru de externe, are aghiotanți peste tot. Femeia cu ministerul de interne, cu copiii, cu pedepsele, cu tot ce trebuiește în zona respectivă. Nu e bine să apară conflict între ministerul de interne și cel de externe. Dar nici nu e bine să-l pui pe ministerul de interne la externe. Că ți-ai stricat, ai război cu statele. Ai război cu celelalte state. Majoritatea conflictelor între familii este pentru că femeia preia locul Ministerului Externe. Se pune acolo și nu mai vede bine nici pe ăla, nici pe ăla. Multe adunări au probleme din cauza asta. Foarte multe probleme. Pentru că se pune pe locul respectiv. Corect este o soție creștină. Are o idee genială. O zavă pe care bărbatul nici nu o vede. Pentru că e ocupat cu altceva. Nu că nu vede. E ocupat cu altceva. Ea vine și îi spune, dă-mi voie să-ți spun la problema asta cu care te confrunți tu. La problema asta din biserică, la problema asta biblică, la problema asta de gospodărie. Eu văd lucrurile cam așa, așa le văd eu. S-ar putea să nu le văd cel mai bine. Te rog frumos, roagă-te, gândește-te și dacă Dumnezeu îți spune același gând, să știi că m-aș bucura să te pot ajuta în domeniul ăsta. După care se retrage elegant. Și bărbatul rămâne, nu rămâne cu o idee impusă, nu rămâne cu un lucru, fă așa că altfel s-a terminat. Nu, rămâne cu o idee spusă pe care el o analizează o zi, două, la un moment dat vine și spune, să știi că mi-a plăcut ideea, e superbă, m-am gândit și eu la ceva asemănător, înțelegeți? Dar trebuie să recunosc că e mai bun lucrul acesta și o preia ca și cum a fi a lui. Nu stă tată ziua și îi spui la bărbatul tău, dar cu eu a fost ideea până la tătă urma. Nu. Într-un mod elegant, lasă problema acolo, te retragi, știind că soțul tău va prelua. Făcând așa, soțul capătă încredere. Vine el și te consultă. Uite, am problema asta, n-aș ști cum. Roagă-te, gândește-te, poate îți dă Domnul lumină și înțelepciune să putem rezolva problema asta. De ce? Pentru că au văzut acea eleganță de respect pe care o dăruiești. A treia greșeală pe care o fac soțiile, prima este că nu-și respectă soții. A doua, nu numai că nu-și respectă, îi cicălesc toată ziua, conduc prin vorbă, li iau locul. Și ultima este că doresc să iasă în evidență cu exteriorul. De obicei, o soție care își apreciază soțul, care își-l stimează, nu are ce arăta la alții.
tot ce are mai bun arată soțul ei pe care îl iubește, e regele, domnitorul și iubitul vieții ei. Ca atare tot ce-i frumos îi arată lui, la restul n-are ce arăta. În momentul în care pentru el nu există respect, în momentul respectiv încearcă să câștigi respect din partea altor bărbați. Și respectul nu și-l poate câștiga din partea altor bărbați decât arătând ceea ce ar trebui să vadă numai soțul. De aceea Sfânta Scriptură vine și spune podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtare de haine scumpe, ca să te scoată în evidență pe tine, mai la modă, la ora actuală, haine provocatoare și mod provocator. O femeie ar trebui să știe că orice bărbat, nu folosesc un termen sexual, dar folosesc un termen, dumneavoastră să înțeleg, este provocat prin vedere. Orice bărbat, păstor, preot, călugăr, orice bărbat este provocat prin vedere. Ca atare, un bărbat nu se poate uita la o femeie care e îmbrăcată sumar ca la un stâlp. N-are cum, stâlpul e stâlp. Stâlpul nu provoacă nimic în tine. Pe când o femeie îmbrăcată sumar provoacă în bărbat niște reacții pe care bărbatul respectiv trebuie să le controleze. Și lumea de astăzi e saturată de aluzii cu tentă intimă. Ca atare, în biserică, femeile credincioase ar trebui să vină într-o ținută de așa manieră să nu provoace imaginația nimănui. Adică, cum frumos vorbește Scriptura, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtare de podoabe de aur sau îmbrăcare hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția neperitoare a unui duc blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Este foarte important ca în casa lui Dumnezeu, luăm de aici, să dai voie la toți să roage. Eu am fost la slujbe unde erau veniți proxeneți, unde erau veniți curvari, participanți la orgii politice și așa mai departe, nu vă mai spune un prin ce trăiau ei și ce, că să nu vă dau idei sau altceva sau să gândiți, dar erau acolo prezenți. Păi ăștia, numai dacă vedeau un picior undeva, erau cu fața acolo. Ăștia, casa Domnului se va chema dintotdeauna o casă de... Faptul că soțiile noastre, fetele noastre, își permit să-și arată feminitatea, folosesc un termen lejer, în cadrul bisericii, excitând și provocând pe ceilalți. Aș vrea să vă spun, voi fi o păstorul spiritual și mă uita aici, că este un elicii care merge, mă uita la elicia aceea, dar copilul meu s-ar putea să nu se uite la elicia aia, să se uite la nevasta ta, care nu te respectă nici pe tine și nici biserica. Ca atare, soțiile creștine trebuie să înțeleagă foarte clar, dacă vor să iasă în evidență, să iasă cu curăția neperitoare a unui duc blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui, și dacă l-ai câștigat pe Dumnezeu, ai tot. Amin. Nu trebuie bărbață din adunare. Nu trebuie comitetul și păstorul. Nu. Dacă l-ai câștigat pe Dumnezeu, ai totul. Ai deschisă ușa la Dumnezeu. E foarte important de ținut cont lucrurile acestea. Totdeauna când văd o femeie îmbrăcată provocator care vine și căsătorită în biserică, îmi pun un semn de întrebare de împlinirea care este în cadrul familiei respective. Împlinirea care este acolo. Femeia aceea nu-și respectă bărbatul, efectiv nu dă, și vine și face parada în biserică. De foarte multe ori trebuie să ținem cont ca și păstori și ca și slujitori. Nu mai vorbesc de modul de portare. Eu știu că mergeți la lucru, știu că unii lucrați, știu că mergeți la magazin. Mergeți îmbrăcate în așa fel să nu fluiere nimeni după voi. Mergeți îmbrăcate în așa fel să nu strâniți imaginația nimănui. Tot ce aveți frumos și scump, păstrați pentru soțul vostru. Atât tot. Asta e lucrul cel mai important. Există un lucru pe care vreau să vi-l subliniez și probabil o să treceți prin asemenea situații. Sunt femei care vin și spun, frate, în Biblie scrie că femeia nemăritată trebuie să placă Domnului, iar cea măritată trebuie să facă bărbatul ei. Ca atare, bărbatului meu îi place cu vustița scurtă și cu declodeu destul de așa.
și îi place, e foarte sexy. Și așa îi place și pentru că îi place, așa vin și la adunare. Stimații mei, aș vrea să vă spun un lucru. Când Biblia spune că femeia măritată trebuie să placă soțului ei, spune că trebuie să placă soțului ei în domeniul de care răspunde soțul ei. În domeniul în care răspunde soțul ei. De exemplu, femeia respectivă are carnet de condus și la un moment dat trece pe culoarea roșie a semaforului și polițistul de la rutier o oprește și îi dă amendă și ia și puncte sau chiar îi suspendă permisul. Femeia aceea nu spune, eu îi dau telefon la soțul meu, care e capul meu, că vine ăsta și îmi dă înapoi carnetul și îți dă ție amendă, polițistule. Cum îți permiți tu să vii la mine? Ea știe că nu poate face asta, că acolo în drum autoritatea nu are soțul ei și nici ea, ci polițistul de la rutieră. Dacă femeia lucrează undeva într-un birou, undeva, și șefa de birou mută la alt birou și îi dă de lucru, ea nu vine și spune, vine cu capul meu, soțul meu, vine și mă mută înapoi în locul tău și pe tine te dă în birou ăla. Nu, pentru că știe că acolo, la locul de muncă, există o altă autoritate. Când Biblia vine și spune, femeia trebuie să placă bărbatului ei, trebuie să placi bărbatului tău în domeniul lui de autoritate, adică în casă și în dormitor. Umblă cum îi place bărbatului tău. Când ai ieșit pe stradă, umblă să placi Domnului. Când intri în biserică, nu bărbatul tău conduce adunarea. Există păstori aici, există slujitori, există oameni rânduiți să conducă. Ca atare, vie aici, după cum e rânduială aici. Iar dacă vrei să placi bărbatului tău, repet, poartă-te în domeniul unde are el autoritate. Adică acasă, poartă-te așa. La anumite culturi există gândirea aceasta. Femeia când iese pe stradă, pentru a nu fi provocatoare și o pricină de păcătuire pentru cineva, se îmbracă foarte, câteodată exagerat, de înfofolită, și, ca să nu se vadă nimic, nici măcar ouă piciorului și nu se vadă. De ce? Pentru că atunci când intră în casă și bărbatul ei acasă, ea se îmbracă cât mai provocator pentru bărbatul ei. Cât mai provocator. Dacă în timp ce ea este îmbrăcată, cât mai provocator pentru bărbatul ei, în casa ei, cineva anunță că vine în vizită, femeia aceea își dă jos hainele alea și se îmbracă cu alte haine pentru ca bărbatul respectiv să nu aibă în ea o pricină de păcătuire. După ce pleacă ăla, din nou se îmbracă pentru soțul ei. De foarte multe ori ar trebui să învățăm, conform învățăturii Sfintelor Scripturi, unde trebuie prezentate anumite lucruri și să nu confundăm lucrurile. Însă tendința femeilor din ziua de astăzi va fi dintotdeauna, să iasă în afară și totodată să fie foarte provocatoare în modul lor de exprimare. V-aș ruga încă o dată, după modul vostru de trai, curat și în temere, căutați să placeți Domnului. Amin. Amin. Să vă fie rugăciunile ascultate și să priviți fața Domnului cât mai senine. Domnul să vă binecuvinteze, stimate surori. Prima greșeală care apare este lipsa de respect față de soțul. A doua greșeală este vorba multă, cicăleala, și puteți câștiga soții fără cuvânt sau cu cuvânt puțin și cu plin de respect. Și ultima greșeală despre care am dorit să vorbesc din textul ăsta, doresc să impresioneze cu exteriorul și de multe ori devin o pricină de păcătuire și de potecnire pentru cei cărora tocmai trebuie să le vestim Evanghelia. Vreau să le vorbesc și soților din biserică, implicit mie, despre greșelile pe care le facem în viața de familie. Prima greșeală pe care o facem este că lipsește rugăciunea din viața noastră. Spune Sfânta Scriptură ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Și foarte mulți bărbați se întreabă, care rugăciune, că eu nici prea mă rog. Ce să fie împiedicat dacă eu nu mă rog? Mulți bărbați nu se roagă. Aș vrea să vă spun din start, rugăciunea nu înseamnă numai o poziție. Rugăciunea nu înseamnă numai adunare. Rugăciunea nu înseamnă numai o oră de rugăciune. Rugăciunea este o atitudine. Adică, ești la volanul mașinii, te poți ruga. Te închei la șireturi, te poți ruga. De aceea Biblia spune, rugați-vă neîncetat. Pentru că rugăciunea este o atitudine. În momentul în care tu ești credincios și vezi la un moment dat, eu le mai spun la frază, vezi la un moment dat pe drum un tânăr cu un păr făcut portocaliu și cu o coamă așa ciudată, toți trec pe drum, claxonează și îl întreabă din la culoarea, ca să fie care să ia. Tu ca și credincios n-ai voie să râzi împreună cu ceilalți.
Tu în momentul respectiv când s-a ieșit omul ăla în evidență, e copilul cuiva, e, poate cine știe ce probleme are, dar nu are asta importanță, e om, există. În momentul când ai trecut, Doamne, fă ca tânărul ăsta, pentru că mi-a ieșit în evidență cu coama aia portocalie. Doamne, nu-l lăsa până nu cunoaște mântuirea ta. Amin. Tu faci slujbă. Tu ești chemat să te rogi. Restul se roagă. Ce să fac? Restul râd. Ce să fac? Dar tu te rogi. Restul fac mișto. Dar tu te rogi. Restul râd. Dar tu te rogi. Pentru că ești copilul lui Dumnezeu. Mergi pe drum. Și la un moment dat îți aduce aminte că ai văzut la biserică un copil al unui frate mai gălbenior, așa. Doar nu fi bolnav. Și în timpul ăsta spui, Doamne, binecuvintează casa fratelui. Și în mod special pe copilul ăla, dă-i sănătate, Doamne. Și ai mers mai departe. În timp ce lucrezi, îți aduce aminte, Duhul Sfânt îți spune anumite persoane, roagă-te. Asta este rugăciunea. Bărbaților nu le place să se roage. Evită rugăciunea. Observ de foarte multe ori când e vorba de rugăciune și trimit nevestele la rugăciune, dacă vorbește Duhul Sfânt, să vii să-mi aduci traducerea, să vii ce spune, că după ce eu primesc numai ce vreau. Să-ți placă rugăciunea, să fii prezent acolo, să te rogi împreună cu ceilalți. Ne spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu este Cel ce-i gata să ne dea totul. Numai că noi nu avem, nu pentru că Dumnezeu nu vrea sau nu are, nu aveți pentru că nu cereți. Ori trebuie să cerem anumite lucruri. Eu în seara asta am fost frământat în după masa aceasta cu un anumit subiect și nu am găsit soluții pentru el. A venit simplu înaintea Domnului și am cerut, Doamne, cer lucrul ăsta de la Tine. Cer lucrul ăsta de la Tine, pentru că am nevoie de el, pentru că îl doresc. Și Dumnezeu este Cel ce este gata să ni le dea, dar nu poate să-ți dea dacă tu nici măcar nu te-ai rugat. Cât e de important pentru noi să căutăm rugăciunea, să fim la rugăciune, să avem părtășie în rugăciune. Prima greșeală pe care o fac bărbații este că nu sunt oameni ai rugăciunii. Sunt oameni gospodari și sunt șoferi buni, sunt oameni care cunosc multă politică, sunt oameni care se implică în multe lucruri, sunt gata să mute scaunele din adunare, dar nu se roagă, nu le place rugăciunea. Și aș vrea să vă spun ceva, poate vă miră. Rugăciunea nu e ceva nativ, nu e ceva ce-ți placă din natura ta. Domnule, eu de când așa îmi place rugăciunea, ori întregi petrec în rugăciune. Nu ne place rugăciunea. Rugăciunea nu e o stare. Rugăciunea este o activitate pe care ne-o impunem. Amin. Amin. Numai prin Duhul Sfânt poți, la un moment dat, să stai timp îndelungat în rugăciune. Dar de altfel, fugi de rugăciune. Pentru că rugăciunea, pentru noi bărbați, este un mijloc de smerire. Noi toți vrem să avem o imagine bună. Când ne prezentăm și socializăm cu ceilalți, o să vedeți să face pauză acolo, când ne prezentăm, ce mai faci? Bine, eu stau bine. Numai noi știm cum o duce la noi. Bine, stăm bine, tot. Vine că se uite cineva la noi. Dar noi știm că din toate bălămările umblăm. Dar avem grijă să prezentăm așa, că stăm bine. Rugăciunea înseamnă să fim dependenți de cineva. Spunea cineva, cea mai simplă formă de rugăciune este să mergi într-un loc, să-ți pleci genunchiul, să recunoști că în universul ăsta este un Dumnezeu și ăla nu ești tu. Când universul ăsta este un Dumnezeu și ăla nu ești tu. Că de multe ori credem că noi suntem acolo, centru. Rugăciunea e simplă. Te-ai plecat pe genunchi și ai spus, Doamne, Tu deții controlul. Eu sunt limitat. Că mai spui niște cuvinte, că mai ai o anumită problemă, dar te rogi. Te rogi simplu. Bărbaților nu le place să se roage. De-aia îi trăim greu la rugăciune. De-aia venim adunările de rugăciune pline de surori. Lor nu este, ele sunt învățate pe eșantionul 2. Noi ca să ne pui, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, să ne rugăm și așa mai, e dificil. Dar bărbații care sunt cap de familie trebuie să învețe să se roage. Amin. A doua greșeală pe care o fac, care e legată de prima, este că, spune Scriptura aici, bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune. Aș vrea să vă spun ceva foarte clar, și anume, foarte mulți oameni cred că atunci când se pocăiesc, Dumnezeu, conform promisiunii sale, ne iartă păcatele. Slăvit să fie Domnul! Amin. Într-adevăr, ne iartă păcatele. Pune în noi viață veșnică. Asta înseamnă că noi am primit o viață biologică de la părinții noștri prin care relaționăm cu lumea aceasta.
este viața biologică. Dar înăuntru nostru, în sufletul și în mod special în Duhul nostru, Dumnezeu pune viață veșnică. Dacă trupul ăsta moare, noi continuăm să existăm prin viața veșnică pe care a pus-o Dumnezeu în noi. De aceea în Noul Testament, Domnul Iisus Hristos spunea că cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. De aia bogatul de dincolo continua să existe și împreună cu Lazar. Pentru că în ei s-a pus viața aceea care nu mai moare, el continuă să existe. Revin din nou la pasajul biblic, pentru că foarte multe lucruri le primim automat când venim la Domnul. Înțelepciunea nu o primim automat. De aia o să vedeți o grămadă de oameni mântuiți, cu păcatele iertate, dar care dau capul în păreți. Pentru că nu are înțelepciune. Deci nu are înțelepciune. De ce, Doamne? Pocăit fără înțelepciune? Da. Pocăit cu multă râvnă, dar cu puțină înțelepciune. Te uiți câtă râvnă are și numai gafe face. De ce? Pentru că înțelepciunea Dumnezeu o dă doar celui ce o cere. Și ca să ceri înțelepciune, trebuie să recunoști că nu-i. Și cum să recunoaștem noi, bărbații, că n-avem? Dar se poate. Ca atare nu cerem, că avem. Și uite așa rămânem fără înțelepciune. Înțelepciunea care vine de sus, spune Scriptura, pe care e gata să ne dea Dumnezeu, este pașnică, blândă, curată și ușor de înduplecat. O să vedeți, majoritatea bărbaților au o doză de încăpățânare, o doză pe care o primim prin naștere, nu o dobândim. E venită prin naștere, așa. De multe ori știm că greșim, dar știu că am greșit, știu că așa-i, dar oricum stăm în drum. Stimații mei, înțelepciunea să ne face să fim ușor de înduplecat. Înțelepciunea ne face să punem întrebări. Înțelepciunea ne face să ne dăm seama că și alții au dreptate. Înțelepciunea ne face să ne dăm seama că și soția are dreptate. Câteodată și copiii au dreptate. Și că ar trebui să tăcem și din gură. Înțelepciunea ne face câteodată, știți, să avem dreptate în cadrul familiei noastre și totuși să tăcem din gură. Cele mai multe binecuvântări, eu consider că vârful unei vieți de familie este atunci când ai dreptate și taci din gură. Că atunci când noi avem dreptate, trebuie să știi tot cartierul. Că în sfârșit avem dreptate. Dar dacă ai dreptate și taci din gură, se denotă o capacitate de înțelepciune extraordinară. Extraordinară. Nu poți câștiga partenerul tău sau pe celălalt decât atunci când ai dreptate și cu toate că ai dreptate, în loc să-l șicanezi, în loc să-i infilitezi tot celul de holșuruburi, așa, să-i spui, taci din gură și spui, nu mă bag în problema aceasta, ne rugăm și mergem mai departe. Ei, înțelepciunea aceasta o dă Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Ultimul aspect pe care vreau să-l subliniez la bărbați este disprețul față de soție. Spune Scriptura aici, bărbaților, purtați-vă și voi, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. A da cinste femeii înseamnă a o pune la locul la care a pus-o Dumnezeu. Există foarte mulți bărbați care țin năcaz pe femeie. E adevărat, cum v-am spus, ca și bărbații, femeile au slăbiciunile lor. Problema este că atunci când greșesc femeile, nouă bărbaților ne place să ținem necaz pe ele pe un anumit timp. Nu numai că necazul acesta îl ține, nu numai la asta se referă, se referă și la faptul că avem o atitudine disprețuitoare. E o femeie, măi. Ce vrei de la o femeie? Ce să dorești de la o femeie? Există chiar unii oameni în disprețul acesta lor, au mers în cercurile evanghelice, vorbeam aseară cu fratele Same și cu un frate, vorbeam în cercurile astea evanghelice ca dispreț față de soție, au ajuns la un moment dat să iau un verset din Vechiul Testament care vorbește de necurăția femeii, care nu-i via vinovată, nu face un păcat anume de necurată, ci are acel sorocul pe care Dumnezeu l-a lăsat ca o situație normală în corpul ei, ea și vine și spune, ce vrei de? Femeia e necurată, domnule, nu, femeia n-are drept la cină, n-are drept să cânte, n-are drept să roage, n-are drept nimic, e necurată. Tot același text biblic spune că nu numai femeia e necurată, ci orice lucru de care se atinge ea este? Că e vorba de farfurie, că e vorba de bărbat, că e vorba de pat, că e vorba de copii, este necurată, același text biblic. O să vedeți că anumiți oameni vin și spun, ea e necurată. Băi, da, ea o da mâna cu tine dimineață? Da. Și tu cum ești? Păi, nu,
Eu nu intru sub incidența la lucrul ăsta. De ce? Pentru că luăm textul ăla biblic și îl forțăm ca să apăsăm pe cineva anume. Ori, dacă textul ăla biblic aparține vechiului legământ, lasă-l acolo. Și dacă vrei să-l aplici în viața ta, aplică-l tot. Nu numai jumătate, în dreptul soției tale. Dar disprețul de față de femeie, față de soție, se manifestă și în modul acesta. Am întâlnit pe cineva care odată spunea, la amvonul unei biserici, destul de supărat, spunea: fraților, nu degeaba Biblia spune că femeia e mai amară ca moartea. Noi toți ăștia tineri zicem, băi, ce probleme are moșul? Cine știe ce situație? Aș vrea să vă spun că există textul ăsta în Biblie, dar e citat greșit. În Cuvântul Domnului, în Eclesiastru, ne arată pasajul biblic tocmai lucrul ăsta pe care e venit sus. Eclesiastru, capitolul 7, versetul 26. Scriptura spune așa. Dacă se poate afișa, e excelent. Eclesiastru, capitolul 7, versetul 26. Solomon, care a avut 1000 de neveste, care a venit și a tras o concluzie, dar concluzia lui e bună. E bună pentru că sublinează. Și spune în felul următor, Eclesiastru, capitolul 7, versetul 26. Și am găsit că mai amară decât moartea este femeia. Și dacă punea punct aici, era orice femeie. Dar Biblia vine și spune, femeia a cărei inimă este o cursă și un laț și a cărei mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Peste tot unde cartea Proverbelor și cartea Eclesiastului vorbește de o femeie a cărui inimă este o cursă și a cărui brațe, vorbește totdeauna de femeile de pe centură, ca să nu folosesc un alt termen. Femeile stricate. Nu-ți compara niciodată nevasta cu așa ceva. Nu, cât de supărat să fii, nu spune, nu degeaba spune Biblia că mai amară ca moarte este femeia. Dar Biblia explică care femeie. Nu orice femeie, ci femeia care este o cursă, care atrage bărbații altora, care își bate de joc de familie altora. Aia e mai amară ca moartea. De foarte multe ori greșim abuzând anumite cuvinte numai ca să disprețuim, numai ca să înjosim pe cea pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca și partener de viață în a trăi mântuirea până la capăt și a ne duce mântuirea. În cadrul familiilor creștine sunt câteva greșeli care se fac. Am început cu surorile sau soțiile. Prima greșeală este disprețul față de soț. Continuați să vă apreciați soțul. Doamne ajută! Continuați să-i spuneți ca la început. Continuați să-i faceți declarații. Continuați chiar dacă nu vă convine ceva. Nu-l șicanați și îl faceți în așa fel ca cuvintele voastre să fie pentru el ceva care să nu le bage în seamă. Ci faceți în așa fel încât să nu existe cicăleală în familie. Spuneți-vă deschis părerea dumneavoastră, retrageți-vă și lăsați-l pe capul de familie, decidă, nu influențați lucrul acesta, rugați-vă. Și al treilea lucru, portați-vă cu demnitate, făcând cinste soțului dumneavoastră. Nu doriți să impresionați cu exteriorul, ci impresionați cu interiorul. Doamne ajută! Pentru frații din biserică, soții, vă rog tare mult, urmăriți rugăciunea. Căutați să fiți prieteni unii cu ceilalți și să vă îndemnați la rugăciune. N-aveți nevoie să vă îndemnați ca să puteți, de exemplu, să știți ceva politică, că asta e din natura dumneavoastră. Dacă începem să vorbim de ceva politică din țară, de Iohannis, de guvern, de ce face el și așa, mă mai duc prin afară, nu de mult eram în Germania și frate mă întreba, frate, uite la noi cum e aici, cu autostrăzi, cum așa, cum merge la noi în România, cum mai este? Zic, băi, frate, e bine și la noi. Cum adică e bine? Păi bine și la noi, ce pot să spun altceva? Că dacă stau și mă gândesc la autostrăzi și la banii care cheltuiesc cel mai scump din autostrăzi din lume, se fac în România. Știți de asta. Cele mai scumpe și nici așa nu-s bune. Cele mai scumpe. Dacă stai să urmărești, numai te enervezi. Zic, dar din punctul meu de vedere, una e să primești răsplată când mergi la evangelizare în România, pe niște șosele unde sunt numai gâște, unde sunt numai oi, unde sunt oameni beți, unde sunt cai care au scăpat de la căruță, și eu merg la evangelizare și trebuie să am grijă, ocolesc pe ăla, mă duc dincolo, cu tare. Când ai scăpat, o leac la radă, este ăștia cu radarul, parcă anumit stau, așa, și mă duc la evangelizare și mă întorc de acolo.
Și alta îi merge în Germania la evanghelizare. Ai intrat pe autostradă și ai și, la un moment dat, nu mai ai limite de viteză. Poți să mergi, ajungi. Cine credeți voi că va primi răsplată mai mare? Păi ăștia din România. Păi vedeți? Vedeți? Mă bucur și eu de ceva. Că de altfel, dacă trebuie să spui ceilalți, nu mă tinervez. Câte furturi sunt. Doar stați să vă gândiți la aspectul ăsta, numai că te deranjează aspectul ăsta. Suntem în urmă cu spitalele, suntem în urmă cu totul, dar să gândesc ca la pușcăriaș, că pentru că o stat în condiții de stres, să le când iese din pușcărie după ce o spar capul la cuiva, să-i mai pui și câteva mii de euro în cont. Păi nu vă dați seama că e încurajare pentru aia care efectiv au de gând să facă așa ceva. Dar asta e lumea în care trăim noi și în care trebuie să misionăm, Doamne ajută! Mai este de împlinit un număr de plin al neamurilor și Dumnezeu lucrează. Stimații mei, încurajați-vă unii pe alții la rugăciune, Doamne ajută! Încurajați-vă! Apoi, cereți de la Domnul înțelepciune. În fiecare, nu te mulțumi să crezi că știi. Eu am întâlnit oameni foarte capabili. Oameni foarte capabili. Dar la un moment dat, o citit o țară din Biblie și o uitat așa, băi, dar eu știu. De eu am vorbit și cu fratele Virgil, de eu am vorbit și cu ăla, de eu știu. S-a plafonat. Gata, s-o găti cu el. În momentul în care îți recunosc, Doamne, nu știu, vreau să învăț, arată-mi cuvântul Tău, ajută-mă să învăț, învăț și de la un copil, învăț și de la un bătrân, învăț și de la mama, învăț și de la tata, învăț din Scripturi, învăț, pentru că nu știi și Dumnezeu îți dă, slăvit să fie Doamne. Cer în fiecare zi doza din înțelepciune. Noi ne-am întâlnit ieri la biserică. Ne-am întâlnit și joi seara aici. Dar nu-i slujba de joi seara. Îs alți oameni și fiecare din dumneavoastră ați avut parcursul dumneavoastră astăzi. Ca atare eu, ca să vă pot vorbi, am cerut, Doamne, dă-mi înțelepciunea pentru astăzi, nu aia de joi seara. E astăzi. Că Dumnezeu are înțelepciune pentru noi în fiecare zi. Învață-te să depinzi de Domnul. Și vei vedea cum la momentele respective ți se dau lucruri pe care nu le-ai avut niciodată. Ți se dau lucruri ca să rezolvi problema din ziua respectivă. Și ultimul lucru, indiferent cât de mult vă greșește soția, nu disprețuiți, nu țineți necaz, încercați să treceți cât mai repede, să rezolvați problema respectivă, recunoscând că cum dumneavoastră aveți slăbiciuni, la fel și ea are anumite slăbiciuni. Sunt foarte multe surori care pun întrebarea, sau frați mai mult, pun întrebarea, spune Biblia că femeia e un vas mai slab. Unde? Care sunt lucrurile alea? Tocmai astea vi le-am prezentat. Femeia e mai slabă în domeniul ăsta al respectării, totdeauna tinde, dacă nu-i călăuzită de Duhul Domnului, să ia locul bărbatului. Femeia e slabă la gură, vorbește câteodată și nu se oprește și trebuie să aibă grijă. Și femeia e slabă la haine și la toate lucrurile astea, câteodată vrea să iasă în evidență prin alte lucruri. Și aici trebuie să vegheze chiar și surorile noastre creștine. Doamne ajută! Intrăm la a doua sesiune a slujbe din seara aceasta și dacă până acum am vorbit despre relația soț-soție și greșelile care pot apărea asupra cărora trebuie să fim atenți, aș vrea să vorbim despre ce ar trebui să facem ca copiii noștri să fie un unealtă folositoare în mâna Domnului. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și să ascultăm cuvântul Domnului din Ioan, capitolul 6, de la versetul 1 la versetul 15. După aceea, Iisus s-a dus dincolo de Marea Galilei, numită Marea Tiberiadei. O mare gloată mergea după el pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Iisus a suit pe munte și ședea acolo cu ucenicii săi. Paștele praznicului iudeilor erau aproape. Iisus a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată vine spre el și a zis lui Filip, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Filip i-a răspuns, pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei, n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin tel din el. Unul din ucenicii săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis, este aici un băiețel care are 5 pâini de orz și 2 pești, dar ce sunt acestea la atâția? Iisus a zis, spuneți oamenilor să șadă jos. În locul acela era multă iarbă. Oamenii au șezut jos în număr de aproape 5.000. Iisus a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu, le-a împărțit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau jos. De asemenea, le-a dat și din pești cât au voit. După ce s-au săturat, Iisus a zis ucenicilor săi, strângeți fărâmiturile care au rămas ca să nu se piardă nimic.
Le-au adunat deci și au umplut 12 coșuri cu fărâmiturile care rămăseseră din cele 5 pâini de orz după ce mâncaseră toți. Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau, cu adevărat acest este prorocul cel așteptat în lume. Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină să le ia cu sila, ca să-l facă împărat, s-a dus iarăși la munte, numai el singur. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Din textul acesta biblic aș vrea să vorbesc despre atitudinea acestui băiețel, care a fost colaborator cu Domnul la o mare minune. 5.000 de bărbați și femei au mâncat, spune Scriptura, și s-au săturat, pentru că nu atât de mult Filip a putut să le dea de mâncare. Nu ne arată Sfânta Scriptură Simon, Andrei, fratele lui Simon, ci băiețelul acesta s-a pus la dispoziția Domnului, a dat pâinile lui de orz și cei doi pești și mulțimea aceea, sub binecuvântarea Domnului, a mâncat și s-a săturat. Dorința fiecărui părinte este să știe copilul că îl folosește Dumnezeu într-o manieră mai mare sau mai mică, dar folosește Dumnezeu. Iar pentru aceasta, părinții trebuie să aibă niște atitudini vis-a-vis de copiii lor. Prima atitudine pe care trebuie să o dezvoltăm față de copiii noștri este să-i aducem la adunare. Copilul acesta nu era la joacă. Tuturor copiilor le place să se joace. La toți copiii le place să se joace. De foarte multe ori suntem destul de grijulii cu copiii noștri, nu-i sculăm dimineața pentru că sunt prea obosiți, pentru că au stat la seara târziu, s-au jucat cu vecinii, cu colegii și așa mai departe. Nu uitați, copiii trebuie să fie la adunare. Chiar dacă îi mai deranjează, cum spunea fratele, îi mai dăm chei sau ceva, trebuie să fie la adunare, ori la școala duminicală, dar trebuie să fie. Insist foarte mult, școala duminicală este o, ca să vă spunem așa, o soluție de compromis. Corect ar fi ca copiii tăi să stea lângă tine și să stea cu minți. Corect așa ar fi. Ori pentru asta trebuie investiții în educare. Am lucrat foarte multă vreme cu frații menoniți. Aveau câte 7-8 copii și își luau copiii și veneau la adunare cu ei. Se începea slujba cu ei pe bancă și se încheia slujba cu ei pe bancă. Niciunul nu ieșea afară, niciunul nu-i spunea lui tata, tata, dar ce facem după ce plecăm aici? Tata, dar cât mai ține nenea asta? Tata, dar cât? Nu întreba unul nimic, pentru că educația toată se făcea acasă. Se făcea acasă. E foarte interesant că copiii ajung să ne conducă pe noi. Foarte interesant. Suntem tributari și le împlinim toate mofturile și cliposelele lor. Și vrem după aceea să fie din ei niște oameni al lui Dumnezeu. Nu o să fie. O să fie la fel de sclifosiți și de mofturoși și în domeniul spiritual când vor ajunge. Pentru că suntem chemați să-i educăm. Dar primul lucru pe care trebuie să-l facem este să-i aducem la adunare. Să învețe disciplina. Să învețe că din adunare nu se plimbă. La început se plimbă el puțin așa. Dar după aceea învață. Băi, cel puțin părintele e obligat să aibă grijă. Am văzut în anumite comunități când, efectiv, aduceau copiii, erau foarte atenți la cuvântul Domnului. Faci, vorbește, slăbiți să fie Domnul. Copilul făcea vraiște prin adunare, dar el era cuplat la cuvânt, nu-l puteai scoate de acolo. Cineva îl îndemna, ăla e copilul tău, da, du-te și ia-l lângă tine. Nu, că mă deranjează la ascultarea cuvântului. Păi lasă să deranjezi toată adunarea. Trebuie să fii obișnuit să ai grijă de copiii tăi. Și în casa Domnului la fel. Dacă te deranjează, fă repetiție acasă. Spui, stai lângă mine acum. Dar copilul tău trebuie să fie la adunare. De ce vă spun lucrurile acestea? Pentru că timpul acesta petrecut aici nu-l poți înlocui cu nimic din lumea aceasta. E timpul petrecut când aude cântări. E timpul petrecut când aude cuvântul Domnului. Și aceste cuvinte rămân în inima lui. Am întâlnit foarte mulți oameni care, părinții fiind ocupați cu profesie, i-au dat pe mâna bunicilor. Și bunicii, fiindcă erau pocăiți, i-au duceau la adunare, pe nepoței. Pe la vârsta de 7 ani, i-au trebuit să-i dea înapoi și i-au dus la oraș, unde erau părinții, și i-au dus la școală. Problema cu oamenii ăștia, au făcut școli, au făcut facultăți, dar totdeauna cântările alea răsunau în mintea lor, pentru că bunicii i-au dus la adunare. Totdeauna își aminteau de oamenii aia care cântau cântări, de bătrânii aia care predicau, de oamenii aia care întrebau ce face, ai venit din nou la adunare. Totdeauna așa aminteau. Indiferent prin umblat, prin America, prin Australia, când s-au întors înapoi, au spus, vreau să ajung într-o adunare unde mă ducea bunica. Dorea lucrul ăla. E foarte important pentru voi să-i duceți pe copiii la adunare. Totodată e foarte important cum vă raportați la ei. De obicei, slujitorii trebuie să aibă o anumită ținută spirituală.
ordinea după care vine puterea lui Dumnezeu este de la Dumnezeu, coboară puterea și coboară prin cineva. Dumnezeu dă un dar, de exemplu, mie mi-a dat un dar de predicare, pe care l-am din partea Domnului. Dumnezeu se folosește de mine și prin darul ăsta de predicare vă explică lucruri din Scriptură și dumneavoastră le vedeți. Datoria dumneavoastră este să dați slavă lui Dumnezeu pentru asta. Amin. Problema este că eu aud că dumneavoastră dați slavă lui Dumnezeu și pricep că Dumnezeu mă folosește. Dar de obicei, eu după fiecare mesaj, toată slavă eu dau Domnului. Copiii nu sunt atât de spirituali. Copiii de multe ori le iei de la joacă, de la jocuri de pe calculator, de la citit o carte, de la jucat mingea cu cineva și spui, vii la repetiții, cântă împreună cu toți ceilalți. Dirijorul îi mai întoarce odată, că trebuie să cânte. Și vine în fața aici și părinții, prietenii, toți suntem aici și ei cântă. Și după ce termină de cântat, ei sunt foarte atenți să vadă, zice cineva Domnul să vă binecuvinteze sau tac toți din gură. Dacă nimeni nu zice și poate un părinte zice un lehamete de amin, așa, el vine și spune, nu mai vine să teme și mă jucam. Nu mai vine în videme de drumul meu. M-aș întors dirijorul și m-a mai pus, mai repet odată. Pentru ce? Că ăștia nici nu știu să spun un amin. Dar când toată adunarea își dă seama că ăștia ascultă și spun, Domnul să vă binecuvinteze. Și când se termină slujba, băi, ce frumos o ieșit cântarea aceea, ce bine ați cântat. Știți care e întrebarea lui următoare? Când mai avem repetiții? Și atenție, n-ați făcut un lucru grozav, ci doar știți să vă raportați la slujirea lor. Nu va trebui să, la un moment dat, ai lucrat mai mult și ești cumva așa, și parcă ai vrea, vorbești cu cel, băi, mă sunt amețit, așa n-aș vrea să mă mai duc la adunare. De unde? Sar copiii tăi, spui, tată, tu vrei să stai, ne duci până la adunare, dormi în mașină, te întorci înapoi, dar pe noi ne duci la adunare, că noi trebuie să slujim. De ce? Pentru că a început să le placă. Câtă vreme a început să le placă, sunt pe drumul cel bun. Dar pentru asta trebuie să depui efort. Pentru asta trebuie să-i faci să le placă la adunare. V-aș ruga celor ce predicați Evanghelia, cu toate că foarte mulți dintre dumneavoastră participați la studii, și așa mai departe. Studiind din ce în ce mai mult, vreți, nu vreți, veți ajunge să asimilați termeni teologici, termeni de escatologie, termeni de omiletică, termeni de astea. Și dacă ăștia stau toți suit aici, vezi niște prieteni care stau aici și le explicăm, numai bine le spunem de niște termeni de teologie și să rămână suite la noi, spui, băi, ce înțeleptă e asta? Le-o știu într-o carte, neva. Problema nu e asta. Problema este să înțeleagă copiii. Dacă copiii au înțeles și am predicat, ăia mari n-au decât să smerească să înțeleagă și ei. Amin. Teologii, toți. Dar copiii trebuie să înțeleagă. Dacă au priceput copiii Evanghelia, lucrurile sunt clare. Nu-ți trebuie termeni teologici. Înțelepciunea lui Dumnezeu se manifestă, poți citești o carte profund teologică, traduo. Cu oamenii care vin să te asculte, nu stau la seminarii teologice și stau în biserici și în mănăstiri și se gândesc din greacă, din latină, cum e termenul ăla. Oamenii vin de pe șantier, vin de pe la șofatul mașinii, au nevoie să înțeleagă un termen. Dacă ai timp și studiezi, traduce, ai învățat în limbajul lor și când omul a auzit, a priceput. A traduce înseamnă copilul să te înțeleagă. Dacă te-a priceput copilul, te-a priceput toți. De aceea vă rog frumos, fiți abordabili când slujiți, când dați un îndemn. Băgați-i în seamă pe copii. Băgați-i în seamă. Dacă e cazul, când conduci slujba aici, spuneți în mod special, hai să rostim o binecuvântare peste copiii noștri. Domnul să-i binecuvinteze toată adunarea. I-am văzut biserici unii din când în când la slujbă, au un moment când îi scoate toți în față. Au un moment când îi scoate toți în față și frații se roagă pentru ei. Îl pune pe cineva să roage și el îți spune amin, sau să roagă toată adunarea cu mâinile întinse spre ei, să roagă, după ce se duc. Ei nu uită lucrul ăsta. Deci ei nu uită. Pentru că nu uitați, trebuie să-i aducem la adunare. La ora actuală se lucrează, să se știe lucrul ăsta, să cunoaște, chiar dacă se păstrează, sunt anumiți oameni care îndrăznesc să vorbească, dar majoritatea nu se pun contra curentului. Nu ai cum schimba mentalitatea unui om. Greu o schimbi mentalitatea. Chiar dacă omul ăla din pricina banilor sau a circumstanțelor schimbă, dar concepțiile nu le schimbă, pentru că el știe în ce o crezut și poate face diferența. Dar un copil n-are lucrurile astea. Un copil totdeauna va avea grijă să primească lucrurile pe care le-a primit ca bune.
Și la momentul actual se dorește, nu de la vârsta de 7 ani să ia statul, ci de la 3 ani. La momentul actual în Franța, 97% din copii de la vârsta de 3 ani sunt băgați în grădinițe unde sunt profesori, educatori, care sunt plătiți să învețe ceva anume și în mod special să învețe doctrina evoluționistă și să învețe noua teorie că tata nu-i neapărat să fie bărbat și mama nu-i neapărat să fie femeie. Ei sunt plătiți pentru asta. Deci ți-l ia și ți-l duce acolo. Bineînțeles, până la vârsta de 3 ani îl ai tu. Ce faci? Ce faci? Îl ții acasă? Că după ce ți-l ia ăștia și ți-l îndoctrinează. Nu uitați că Biblia vine și spune că credința vine în urma auzirii. Și auzirea vine prin cuvântul lui. Nu uitați, credința în Dumnezeu vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă tu din mic auzi, omul se trage din maimuță. Credința în evoluționism vine tot în urma auzirii, dar auzirea unei doctrine false. Vrei, nu vrei, el ai convins. Vine la tine și spune, tată, tu crezi că ești învechit. Noi ne tragem de maimuță. Băi, prezintă-l la verigile lipse, la lanțul evolutiv. Prezintă-l. Nu avem, dar noi ne tragem de maimuță. Băi, prezintă documente undeva în lumea asta când este tranziție. Din maimuță, jumate maimuță, jumate om. Hai, prezintă undeva. Prezintă jumătate rechin, jumătate aligator. Prezintă că o intra pe uscat. Prezintă undeva din lanțul ăsta. Prezintă. Nu avem, dar credința ta nu-i bună. Pentru că cineva l-a îndoctrinat de mic. Și la ora asta, la asta se lucrează. Aduți copiii în casa Domnului. Că e la școala duminicală. Adu-i să asculte cuvântul Domnului, să învețe cuvântul Domnului. În primul rând, un copil pe care îl folosește Dumnezeu este un copil care i-a dus la adunare. În al doilea rând, e un copil care învață să asculte de părinți. Trăim într-o lume în care se știe foarte clar că copiii trebuie să lăsați după capul lor, să conducă. Nu-i ceva surprinzător faptul că vesticii țin câini și pisici la momentul actual. Un copil care vine în casă trebuie îngrijit, trebuie să schimbi pampersul. Odată ce crește, faci tot felul de mofturi, stântești cu fundul de pământ, ceri tot de pe magazine. Un câine nu cere nimic de magazin. Nu stântește nicăieri. Efectiv, nu zici la nimeni nimic. Și ca atare, legile nu sunt pentru părinți, sunt pentru copii. Copilul are dreptul să facă orice. Copilul schimbă orarul la toată familia. Dacă o intrat într-un magazin și vreau o jucărie, vin toți. Dar cumpă el, dar n-am bani, cumpă el, trebuie, împrumută-te, ia credit, cumpă-l, copilul vrea. Uite cum se trântește jos. Trebuie să îl dai. Și toți stau pe capul tău, toate camerele sunt pe tine, doar dacă te apuci cumva să-l atingi, că apar specialiștii care te învață să trăiești fără el. Ți-l ia. Ori, stimații mei, părinții sunt chemați să învețe pe copii disciplina. Să asculte. Vă citesc un pasaj biblic pe care e foarte important să-l afișați. Proverbi, capitolul 22, versetul 15. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va dezlipi de el. Orice copil se naște cu o cantitate de nebunie. Că e copil de pastor, de preot, că e copilul tău sau meu, se naște cu o cantitate de nebunie. Pe vremea mea, când eu făceam școală, dacă cineva își permitea să-i spună la altul că e nebun, trebuia însemna că era bun de fugă. Că se luau ășlanți după el și până nu-l prindeau, nu se lăsau. La ora actuală, când cineva e făcut nebun, el prezintă pe Facebook că cineva l-a făcut nebun, că e ca și o decorație, e ca și ceva, tai de mine. L-a făcut pe el nebun, domne. Iubiții mei, asta e lumea în care trăim noi. O cantitate de nebunie este lipită de inima copilului. Doar nu iau acertării. Și nu iau acertării nu înseamnă neapărat nu ia, ci înseamnă să-l cerți pe copil. Nu-i bine, măi, nu-i corect, nu-i omenește lucrul acesta. Apoi ai la dispoziție pârghii și anume îi place ceva, o săptămână, două zile sau cât, tu nu mai ai acces. Nu mai ai acces la calculator, nu mai ești cu prietenii tăi să te joci, pentru ca să înțelegi disciplina. Și dacă nu înțelegi, există copii care nu înțeleg nici așa.
Nu înțeleg nici de ceartă, nici de vorbă bună, nici de restricții, nu înțeleg. Dumnezeu a rânduit să aibă o zonă a corpului, o zonă a corpului plină de senzori. Și ție Dumnezeu îți spune să nu strici mâinile cu dânsul. Te duci și iei telecomandă din nuc, din alun, de undeva, iei o telecomandă și când telecomanda ta atinge zona cu senzori, pricepi tot. Tot pricepi. Automat. Știi că paharul nu trebuie să-l atingă, celălalt nu trebuie să-l atingă. Dintr-o dată o informație gigabyte, așa. De ce? Pentru că e atins cu telecomanda zona crepusculară. Oamenii știu asta. Psihologii știu asta. Că folosind instrumentele astea, îți poți disciplina copilul. Și ei n-au nevoie de așa ceva. Au nevoie de niște nebuni. Un alt pasaj biblic pe care vreau să vi-l citesc este tot Proverbii, capitolul 27, cu versetul 22. Dacă ești ocupat cu cariera, dacă ești ocupat cu politica, dacă ești ocupat cu sportul și n-ai timp să scoți nebunia când trebuie scoasă, uite ce se întâmplă mai târziu, copilul tău. Pe nebun, chiar dacă l-ai pisat cu pisălogul în piuă, în mijlocul grăunțelor, nebunia îl bagă în pușcărie. Nebunia, îl duc la școala de corenții, nebunia nu iese din el. Pentru că nebunia trebuia scoasă când era copil. Baruc frumos, asta e Biblia. De-aia e important când copiii sunt mici, nu faceți carieră. De-aia e important. Când noi am avut copiii mici, soția nu a lucrat. După ce copiii au făcut 18 ani și au fost majori, soția a intrat din nou la lucru. Dar eu rămas copii acasă, de multe ori nici nu mergea la biserică, eu trebuia să plec în altă parte și soția rămânea acasă cu copiii. Le răspundea la întrebări. Vine o vreme când pun câte 400 de întrebări pe zi. Te disperă, nu altceva. Te disperă, dar trebuie să fii acolo. Nu e educatorul care le pune, dacă pune întrebări, le pune să iei cu mâinile sus la colț. Nu, trebuie să fii mama și tata acolo. Educă-ți copilul. Scoate nebunia de acolo. Și apoi e foarte important ce pui în mintea lui. Spune că băiețelul acesta avea în traista lui pâine și pește, 5 pâini și 2 pești. Pâinile reprezintă cuvântul lui Dumnezeu, peștii reprezintă experiențele. Învață-l pe copil de ce-i pocăit. Învață-l pe copil de ce-i rogi. Învață-l pe copil de ce te-ai lăsat de anumite vicii. Spune-i la copil ce-ai făcut înainte. Spune unde ai fost rob. Pentru că copilul va avea aceleași provocări în viață. Spune-i la copil să cunoască prin ce ai trecut tu. Dacă Hristos te-a schimbat și te-a eliberat, explică-i la copil, nu-i prea mic să înțeleagă asta. Explică-i, spune-i lucrurile acestea, prezinte-i-le. Totdeauna pâinii să fie mai mult ca pește. Foarte mulți oameni pun în mintea copilului o grămadă de experiență, dar puțin în Biblie. Pune cuvânt mult, este scris în Biblie. Este scris în Biblie. Discut cu frații totdeauna și spune, frate, cum ar trebui aici? Ce spune Scriptura? Păi nu spune nimic. Păi de ce păziți legi și porunci omenești? Dacă Biblia tace, ar trebui să tăcem și noi. Dacă Biblia vorbește, ar trebui împlinită. Amin. Amin. Asta e tot. Nu inventați porunci sau cine se pare mie și vă rog frumos să țineți. Visez eu într-o noapte că trebuie să umblăm în Adidas albi toți. Păi n-ai decât, frate Virgil, să umbli în Adidas albi. Biblia mea spune... Nu ne arată să umblăm în Adidas alb. Dacă dumneata ai visat așa, du-și să-ți cumpăr Adidas. Dar eu nu sunt obligat să mă porți dumneata în Adidas pentru că ai visat dumneata. Biblia mea îmi spune să umblu în sfințenie și curăție. Amin. Amin. De aia e important pentru noi să fim foarte atenți la aspectele acestea. Nu adăugați nimic, nu puneți nimic și nici nu scoateți nimic. E foarte important în mintea copiilor dumneavoastră să așezați cuvântul Domnului. Noi facem așa, pentru că așa scrie. Noi ne rugăm, pentru că așa scrie. Noi cântăm, pentru că asta scrie. Noi ascultăm cuvântul, pentru că asta scrie. Totdeauna explică cuvântul lui Dumnezeu copilului tău și apoi așează experiența acolo. Știți că într-o zi copilul tău va discuta cu alții și fiecare va scoate din traista lui. Tata pe acasă înjura, o fugărea pe mama cu tare. Copilul tău va scoate pâine și pește, pentru că asta are. Pentru că asta are. De-aia e importantă educația.
Al treilea lucru pe care vreau să vă subliniez din textul ăsta biblic, copilul acesta nu numai că a ajuns să-i placă acolo unde era Iisus la adunare, nu numai că asculta de părinți și avea în traista lui pâine și pește, și pe vremea aceea erau ducecării. Sunt copii care îi trimis la școală cu sandwich sănătos, ei îl aruncă și duc și eu gumă dimesticat, că e foarte hrănitoare. Și dumneavoastră lăsați lucrurile așa, să mănânci tot felul de snacks-uri, tot felul de chimicale a lumii. Copilul trebuie învățat să asculte și să mănânce ceea ce părintele îi pune, chiar dacă nu e la modă. Chiar dacă e ultimul din clasă. Nu, eu ascult de părinți. Părinții așa mi-au spus. Învață-l să fie disciplinat în domeniile astea. În al treilea rând, copilul ăsta avea prieteni credincioși. Foarte greu îți deschizi geanta, traista cuiva, să-ți uiți cineva la tine în traista. De obicei, nouă ne place să ne uităm la alții în traista, dar nu vrem să uite nimeni în traista noastră. Copilul ăsta avea pe cineva care s-a apropiat de el. Și știți ce frumos? S-a apropiat de el un apostol, fratele lui Simon, Andrei. S-a apropiat de el și a văzut că copilașul ăsta are în traistă 5 pâini și 2 pești. Știți ce e important să vă faceți prieteni cu copiii altora? Există un domeniu în care eu, copiii mei, pot învăța până la un anumit domeniu. Dar mai încolo nu pot trece. Dar fratele meu, cel mai neînsemnat, poate trece peste el. Și îl învață și copilul meu ascultă. De aia avem nevoie unii de alții. De aia avem nevoie. Sunt frați care se izolează. Băi, te izolezi. E adevărat că te izolezi. Dar mare problemă că tu îți înveți copilul până la un anumit nivel. Și de la nivelul ăla ai nevoie de cei din biserică. Dumnezeu a rânduit în biserică păstori, proroci, evangheliști, păstori. Toți ăștia să te ajute pe tine și familia ta. Cum și tu la rândul tău trebuie să ajuți pe alții. Nu poți singur, crești singur, pusnic. Indiferent cât îți de bun eu cântăresc, nu pot cânta în cor. Eu doar cânt solo, atâta tot. Indiferent cât mă străduiesc, nu pot cânta în cor. Pentru a cânta în cor trebuie nevoie din mai multe persoane. Copiii noștri pot fi educați prin ajutorul celorlalți. Și unde eu nu mai pot, pot alții. Și unde dumneavoastră nu mai puteți, vin eu și alții să vă ajutăm. De câte ori nu mi s-a dat să discut cu copiii fraților. Și spune, eu nu mai pot să-i spun asta lui tata. Am vorbit cu tata, tata e ocupat, el mi-a spus multe lucruri, dar asta nu mai pot. Și mi-am făcut timp să stau eu de vorbă cu el. Și-a făcut timp alt frate să stea de vorbă cu el. În timp ce poate tata lui era ocupat cu copiii mei. Pentru că altfel ascultă de la un moment dat. De asta, în cercul ăsta al prieteniilor pe care le dezvoltăm, un alt lucru pe care vă rog tare mult să-l țineți cont, frații mei, este că copiii noștri se vor împrieteni cu alți copii în biserică în funcție de filtrele noastre. Dacă mergeți acasă, cum v-am spus și la căsătorie, suntem imperfecți. Când Dumnezeu cheamă din lumea asta la mântuire, nu cheamă oameni perfecți, nu cheamă laureații ai premiului Nobel, nu cheamă savanți, cheamă oameni păcătoși, care acceptă că sunt păcătoși și vin ca Hristos să-i ierte și să-i spele. Și apoi le dă Duhul Sfânt și începe a crește. Și pune în unii dintre ei daruri, unii predică, alții au daruri de vedenie, alții de profeție, alții întăresc pe alții, dar pune daruri diferite în fiecare dintre noi, ca fiecare să fie unii de ceilalți. Ei bine, în cadrul bisericii nu suntem perfecți cu toate darurile, cu toată chemarea, nu suntem perfecți. Însă se întâmplă un lucru și anume, în cadrul bisericii, Dumnezeu este Cel ce dorește ca noi să avem părtășie unii cu alții. Ne greșim unii la alții. Ce facem? Copilul meu e foarte atent, dacă ar fi aici, e foarte atent când merg de la adunare. Când merg la adunare și eu discut, băi, l-am văzut pe Doru, ce activ îi slujește, lucrează cu ceilalți, soția lui cântă, o familie bună, are niște copii la locul lor și discut în prezența copiilor mei. Seara, când venim la slujbă, copiii mei sunt în adunare și copiii lui Doru vin la copiii mei, n-ai vrea să fim prieteni? În funcție de filtrul pe care l-am pus eu, copiii mei vor spune cum? Da. Pentru că eu l-am vorbit de bine pe el și familia lui. Dar dacă eu mă duc de la slujbă și în prezența copiilor, bă, dar n-abia ce faci ăsta, domnule, dar cu tare, mă, și are și niște cochini astea pe arat, și cu tare, și gălăgii, și seara vin la biserică. La aceeași bisericuță venim. Și copilul Doru vin la copiii mei și spune, n-ai vrea să învățăm o cântare, să cântăm împreună? Și uite, ăștia sunt aia care spunea tata dimineață, care așa, nu, n-avem nevoie. În funcție de filtrul meu.
Și atenție, eu cu dorul, chiar dacă am fost supărat, a doua zi m-am împăcat cu el, dar copilul meu are filtru pus acolo. Și filtrul la Doru, și filtrul la Sami, și filtrul la Nicu, și filtrul la ăla, și filtrul la ăla. Dom'le, dintr-o dată la copilul meu nu-i mai place la adunare. De ce? Tăți îți vorbiți de rău. Și mă trezesc, sunt prietenești cu copiii la gangsterul nu știu care, de pe stradă. De ce? Că n-am apucat să vorbesc de rău pe jala. Pricepiți ideea? Vreți ca copiii dumneavoastră să fie aici? Vorbiți, se vede bine. Aveți ceva cu mine? Discutam la urmă, mergem în beci, răcnești la mine, nu mă bate, dar răcnești. Răcnești la mine, spui ce vrei, ne-a ridicat prieteni, ne-am împăcat, dar copiii noștri trebuie să rămână în adunare. Amin. Asta este ideea. Și învățați lucrurile astea. Puteți să aveți probleme între voi, că avem, vrem să lucrăm, poate la un moment dat eu nu gândesc bine ceva. Dom'le, mă iei și discuți cu mine, țip la mine, răcnești la mine, faci ce vrei. Dar când am terminat, ne-am împăcat, ne-am iertat și am venit și copiii noștri îi văd cântând aceeași cântare. Pentru că ei n-au voie să trăiască conflictele pe care noi le trăim sporadic câteodată din anumite lucruri, din anumite impresii sau gelozii sau invidii sau cine știe cine mai birui pe noi. V-aș ruga tare mult, dezvoltați aceste prietenii. Încurajați-i pe copiii dumneavoastră. Cântă cu copiii fratelui, cântă cu ceilalți. I-am văzut pe foarte mulți dintre ei activând în diferite biserici și efectiv erau acolo, erau nelipsiți. Chiar dacă părinții câteodată s-au mai răcit, copiii erau acolo. Pentru că au învățat să fie prieteni cu ceilalți. Ultimul aspect pe care vreau să-l subliniez, învață-ți copilul să fie darnic. Unii teologi spun că în pustia aceea unde nu era nici brutărie, nu era nici pâine, nu era nimic, s-au găsit 12 coșuri goale în care se pună ce? Fărâmiturile. Cine erau 12 pe acolo? Apostolii. Dintr-o dată coșurile alea erau goale. În timp ce copilul îl asculta pe Domnul Iisus și o uita să mănânce mâncarea lui, apostolii și-o mânca mâncarea. Și dintr-o dată în pustie aceea erau 12 coșuri care erau goale și au fost umplute cu fărâmiturile. Nu putea să spună și copilul ăsta, măi, dar voi v-ați mâncat mâncarea, ia să mănânc și eu în fața la 5.000 de oameni, amăți spectatori. Nu, a luat pâinile lui și peștele lui și i-a dat Domnul Iisus. Și la dărnicia aceasta asistăm la o minune. 5.000 de oameni au mâncat și s-au săturat, slăvit să fie Domnul. Învață-ți copilul să dăruiască. V-aș ruga tare mult ceea ce am rugat și la noi, când veniți la adunare și când se face colecta, strângerea, puneți un bănuț în palma lor, asta e pentru adunare, când vine strângerea, să înveți să dea ei. Chiar dacă acum nu e a lui, când va scăpa la munca lui, atâta va fi de obișnuit și va spune, dar vine colecta, eu ce pun? Vine colecta, eu ce pun? Că mama și tata am învățat totdeauna. Acum nu mai vorbesc de aspectul că dai la copil să pună și părintele nu pune. Asta înseamnă că pune toată lumea, Doamne ajută! Contribui la lucrarea Domnului. Dar învață-ți copilul, învață-l să contribui cu ceva, să dăruiască. Dacă auziți că la școală au un coleg care face parte dintr-o familie dezorganizată și mai năcăjit, puneți-i două sandvișuri și spune, unul îi dai lui ălalt. Da, dar am înjurat, fiindcă te-am înjurat, Te duci și îi duci. Învață-te. În viață vei avea probleme de genul ăsta. În viață vei ajunge să faci bine la niște oameni și te vor înjura. Continuă să iubești. Pentru că asta e creștinismul. Nu-ți trebuie mult înțelepciune după ce el te-a înjurat să nu mai vorbești cu el. Nu-ți trebuie mult. Efectiv, chiar le ai. Te și uiți urât la el. Creștinismul înseamnă că am putere și să-l iubesc. Adică să continui să fiu prietenos cu el. Și asta îl uimește. Și asta îi arată că în mine există ceva mai presus decât poate exista în el. Învață-ți copilul lucrul acesta. Vreau să închei cu o experiență a unui frate păstor din Statele Unite care avea un prieten de familie american. El era locotenent colonel în armata americană. Ea, soția, era doctoriță la un spital. Aveau un salariu foarte mare, locuiau într-o zonă rezidențială și într-o zi au venit acasă și au găsit curtea plină de mașini de poliție. Aveau un singur copil, un băiat de vreo 20 ceva de ani. Și s-au gândit că probabil cineva le-a spart casa.
Dar de unde? Polițistul a spus, nu. Băiatul dumneavoastră face parte dintr-o grupă infracțională care sparge mașini și fură. Și ăsta a întrebat, domnule, ce se fură copilul meu? Voi știți cine suntem noi? Da, știm că sunteți locotenent colonel, știm că soția e doctoriță, știm că locuiți într-o zonă rezidențială, doar v-am găsit adresa, știm cifra dumneavoastră, câți bani vă intră în casă, știm că ați putea să luați la copilul un Ferrari oricând vreți. Bun, și ce fură copilul meu? Păi fură preșuri, tetiere și găsești pe mașini, castofoane. Domnule, voi vă dați seama ce spuneți? Cum se fură copilul meu care are atâtea posibilități are? Cum adică să fură? Da, domnule, fură. Și numai că fură, li și dosăște în mansardă acasă, de aia avem și banda de percheziții. Și o să zic, ăsta este culme. Păi aia e până sus. Când s-a dus sus, mansarda era plină cu tetiere, cu castofoane, cu preșuri la mașină. Omul ăsta era terminat. Ca orice părinte l-a luat la întrebări. Bă, nu ți-i rușine, măi, cu tare. Ce n-ai tu? Ce, cum ai? În termen medical se numește cleptomanie. Adică plăcerea de a fura ceva. Nu că-ți trebuie. Un cleptoman, dacă treci prin casa ta, dacă nu-ți poate fura o piuliță, măcar un pic să-ți iei, pleacă bucuros. Dacă pleacă cu mașina, e și mai bucuros. Dar cleptomanul ăsta e în natura lui. Ei, băiatul ăsta era bolnav de așa ceva. Și pe când erai la Mărât, se întâlnește cu fratele ăsta român, păstor. Și îl întreabă, mă, dar ce ai? Băi, uite ce mi s-a întâmplat, am un singur băiat, măi. Tot viitorul în mâna lui, am casă, am tot ce trebuie. Uite el ce cu el. Fură de pe mașini cu tare. Nici nu mai știu ce să fac cu el. Gândindu-se să se rupă de realitate, păstorul român spune, băi, eu mă duc cu un grup de tineri de la noi din biserică, mă duc în România, în zona Bârladului, zona Vasluilor, o zonă foarte săracă acolo. N-ai vrea să lești să vină? Băi, nu poți să se ducă, măi, să ducă, mai sparge mașini pe aici. Să ducă. Când se duce, duci-l întreabă, se duce de asta cât l-a bătut tațul și mamă, s-a la cap, întreba, vrei să te duci în România? Oriunde mă duc, oriunde, să scăp de aici. Și așa s-a făcut că locotenentul vine, colonelul vine la fratele nostru și dă $2000 și spune, uite, astea sunt banii pe care ți-i dau dumitale, îi mai dau lui niște bani, încă așa, dar cumva spargi vreo dacii de la voi și fură preșurile, să mi-l scoți de acolo, să mi-l aduci înapoi în America, că eu știu ce face el acolo. Au venit cu tinerii de acolo, cu tot ce trebuia, au venit aici. Când au văzut sărăcia de acolo, când au văzut pe vremea aceea cum unii copii și așteptau frațelor să vină dimineața de la școală ca să iei hainele și ghiozdanul și cu încălțămintea să meargă la școală iară. Când au intrat în anumite familii și au văzut părinți care erau paralizați și nu puteau să facă nimic. Când au văzut lucrurile astea, el și-a dat seama că au trăit într-o altă lume. Și-o dat seama că el a fost favorizat din start. Că și-o dat seama. În foarte scurtă vreme, a luat microbuzul și s-a dus în oraș, a cumpărat, a venit în sat, avea buzunarele pline de bomboane, toți copiii își țineau după el. După el țineau. Seara copiii vineau să roage el pentru dânsă. Cleptomanul să roage pentru ei. Li dădea bomboane la toți. Plângea în adunare. Păstorul nostru l-observa. După un timp, când l-a observat tot cărând mâncare, cărând haine, cărând încălțăminte, cărând rechizite, cărând medicamente. La un moment dat vine ăsta și spune, nu ai să-mi împrumuți niște bani până ajungem acasă. Băi, dar ce ai făcut cu banii, băi? Ce ai făcut? Nu vezi cât n-acaz este aici. Nu vezi, eu n-am știut niciodată de lucrurile astea. Eu am crezut că toată lumea o duce ca mine. Eu n-am știut niciodată ce se întâmplă aici. Eu dat ăștia și aia $2000. S-au dus și eu împrăștiet la toți năcăjâții din zonă. Când au plecat, îl petrecea satul. A venit în America, s-a dus la un seminar biblic și acum e păstor în Statele Unite. Știți ce l-a schimbat? Luați-le la copii iPhone-ul cel mai nou, tableta cea mai nouă, camera lor, intimitate. Luați-i din când în când, puneți un borcan de compot, o franzelă, luați ceva și mergeți la cineva care e de o seamă cu tine și care a avut accident și paralizat. Să vadă că copilul ăla nu-și poate permite iPhone. Să vadă copilul ăluia, nu poate că, putea, dar a căzut de pe schelă, putea, dar a avut accident. Du-te și învață că nu toți o duc ca el și va vedea lumea așa cum este. Fă-l să-și dea seama că nu tot ce intră în buzunarul lui tata și lui mama e pentru luxul lui, ci și pentru alții. Banii văduvei și a orfanului în buzunarul nostru, banul celor care nu văd în buzunarul nostru, banul celor care au mâini dar nu pot munci, din cauza paraliziei în buzunarul nostru, ies copiii din când în când și mai împarte banii aia. Nu-i numai pentru schimbarea costumelor,
a mașinilor și a mofturilor noastre. Învață-ți copilul ce înseamnă necesitate și ce înseamnă scrifoseală. Va veni acasă și își va da seama că sunt la momentul actual copii care au fost așa. Când câștig un ban, când li dă cineva un ban, pune-i deoparte. Ăsta-s pentru săraci, ăsta-s pentru necăjiți. N-a avut niciodată în vedere asta până nu i-a cunoscut. V-aș ruga tare mult. Dacă vreți să aveți niște copii binecuvântați, creșteți-i așa. În zona noastră era o vorbă foarte frumoasă, dar practică, pe care încercăm să o practicăm și la momentul actual, pentru că este o zonă în care încă se respectă vechile tradiții și moduri biblice de a fi. Se spune că un om care avea doi copii mergea în fiecare zi la alimentară și cumpăra 3 pâini. Și atât vânzătoarea cât și cei care stăteau la pâine acolo și îl vedeau, întreba: domnule, dar dumneavoastră, din câte știu, sunteți 4 în casă. Ce vă trebuie 3 pâini? Îmi dau seama că tot aruncați pâine, ce faceți? Și omul a spus simplu: oameni buni, o pâine îmi trebuie, una-s dator și una împrumut. Păi o pâine îmi trebuie mie și soției mele, una-s dator părinților mei care m-au crescut. Și o cărat tata, s-a lungit mâinile, o cărat pâine și în continuu eu cumpăr o pâine în plus, le-o dau înapoi lor, pentru că ei mi-o dat-o. Și una împrumut la copiii mei. Când eu voi ajunge și voi fi la pensie, să știi să-și facă drum spre casa mea să-mi aducă pâinea înapoi, că de multe ori uită. Aceste mentalități acum le creionăm. Acum le așezăm. Trăim într-o societate când alergăm după tot felul de lucruri, să câștigăm, să facem, să dregim. Uităm de copiii noștri. Marea problemă când noi îmbătrânim și am vrea să mai treacă pe la noi, uită ei din noi, căci seamănă omul aceea seceră. V-aș ruga tare mult acum, faceți-vă timp cu ei, stați de vorbă, plângeți, râdeți cu ei, răjoniți-vă cu ei, faceți excursii cu ei, chiar dacă mergeți cu același rablă de mașină, nicio problemă. Chiar dacă nu veți avea ultimul tip de telefon, făceți-vă timp că atunci când veți îmbătrâni copiii voștri, vă spune: vreau din nou să venim să vă vedem. N-avem treabă, venim numai așa să vă vedem. Ce frumos e, dar toate astea sunt aici, acum să învață. Asta e sesiunea pentru părinți și copii. Domnul să vă binecuvinteze, fratele Sami oftează. Oh! Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Vă doresc și vouă, cum îmi doresc și mie, copiii pe care să-i folosească Dumnezeu. Amin. Psalmul 127, primele 2 versete. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui, el le dă pâinea ca în somn. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Și în această seară, prin binecuvântarea Domnului, suntem împreună în casa Domnului, chiar dacă unii dintre noi am venit mai târziu din cauza aglomerației, dar până la urmă am ajuns, slăvit să fie Domnul. În seara aceasta, tematica este pentru familie și aș vrea să vă prezint câteva lucruri importante pentru viața noastră. Familia, la orice nivel s-ar afla ea, are câteva coordonate, câteva principii pe care trebuie să le îndeplinească și să le urmărească în mod constant. Te poți abate de la ele, dar poți reveni prin pocăință, prin părere de rău și prin cerință de la Domnul să-ți dea putere să le trasezi și să mergi în continuare. Aș vrea să vă prezint în prima parte a mesajului meu principiile care trebuie să guverneze orice familie. După care o să vă vorbesc despre câteva greșeli pe care le facem și în principiile nu sunt împlinite. Toți mirii visează să aibă o familie fericită. Toți tinerii căsătoriți își visează să-și vadă copiii, cum se bucură de ei, cum cresc sănătoși. Toți cei căsătoriți își doresc să aibă o viață binecuvântată până la adânci bătrânețe și să se bucure de căsătorie, nu să o suporte, să se bucure de ea. Ori pentru asta trebuie îndeplinite niște principii care sunt valabile la orice nivel. Dați-mi voie să vi le prezint. Primul principiu pe care aș vrea să vi-l prezint este: continuați să mențineți o relație personală cu Iisus Hristos. Fie că ești soț, soție, dezvoltă relația ta personală cu Iisus Hristos. Persoana cu care te-ai căsătorit nu este perfectă. Nimeni nu este perfect din lumea asta.
Însă relația ta cu un om imperfect va avea de-a lungul timpului anumite atitudini care îl vor deranja pe celălalt. Imaginați-vă dumneavoastră că eu vă prezint aici în față o hârtie, o coală mare de A4 sau A5, albă, și în mijlocul ei fac un punct. Când dumneavoastră vă prezint coala aceea albă, ce vedeți? Punctul. Dar sunt milioane de puncte albe acolo. Milioane de puncte albe. Noi vedem punctul ăla negru. Dacă am fi atenți să vedem câte puncte albe sunt și să ne bucurăm și să mulțumim Domnului pentru fiecare punctuleț alb care există acolo, știți că cu timpul nu mai avem timp să vorbim de ala negru? Dar de obicei noi ne ocupăm de ala negru ca să facem toată coala albă, spunem noi. Nu există om perfect în lumea asta, nici femeie. Singurul perfect a fost Iisus Hristos. Și de aceea Dumnezeu toarnă Duhul Sfânt, lasă în biserică slujitori, ca să ne desăvârșească, să ajungem asemenea Lui. Indiferent cât de mult creștem în viața asta, nu ajungem să fim asemenea, suntem o imitație a Lui. Dar Duhul Sfânt ne ajută să ne identificăm cu Domnul, să creștem în credință, să limităm pe Domnul și atunci când îl vom vedea pe El, vom fi ca El. Asta e speranța tuturor celor ce progresează în sfințenie și în curăție. Însă, stimații mei, datoria fiecăruia dintre noi este să menținem o relație puternică cu Domnul. Că dacă nu o menținem cu Domnul, nu vedem niciun punct alb. De-a lungul timpului le uităm, uităm de faptul că persoana de lângă noi a făcut sacrificii, vedem numai greșeala de ieri, vedem numai greșeala de astăzi, efectiv uităm o viață întreagă când ne-am slujit, ne-am fost alături unul de celălalt și vedem numai slăbiciunile celuilalt. Când te uiți la Domnul, Domnul îți spune ce trebuie să faci. De cele mai multe ori se întâmplă greșeli, ofensăm soția sau soțul, îi greșim intenționat sau neintenționat, oricum își dă seama că a fost ofensată, ce faci în momentul respectiv? Dacă ți-a spus o vorbă urâtă, ne la locul ei, nu trebuie mult să-ți dai seama ce ar trebui să-i spui și tu. Știi ce ar trebui să spui. Îți stă pe limba așa. Există o vorbă. Ți se dă. Ți se dă și trebuie să-i spui eu la momentul respectiv că îți rămână speriat așa sau ea să spună de unde ai scos lucrul ăsta. Dar dacă tu ai o relație personală cu Domnul, nu dai drumul la vorba aia. Cu ai pistoc, că noi suntem, vorbeam aseară, răi. Știm ce trebuie să facem. Ori nu-i dai și spui, Doamne, cum ar trebui să mă comport eu cu soția mea? Mi-a spus vorba asta, sau cu soțul meu, mi-a spus vorba asta. Ar merita acum, ar merita acum, ea, ce mă gândesc eu. Și Domnul spune, și tu ai merita acum, ea, și tu ai merita tot imediat să-ți spun niște lucruri și dacă aș fi făcut cum faci tu în plenul adunării, cum era ținuta ta? Cum te prezentai până acum? Dar eu am lăsat să treacă. Și știu mai multe decât știi tu. Stimații mei, dezvoltă o relație personală cu Domnul. Peste tot ce faci, răscumpără zona în care trăiești, timpul în care trăiești, lucrurile cu care trăiești. Spune Scriptura în psalmul ăsta pe care l-am citit, degeaba, nu că lucrul respectiv e în zadar, dar dacă nu-i făcut cu Domnul, în economia lui Dumnezeu se cheamă degeaba. E foarte important pentru noi să cunoaștem lucrul ăsta. Dacă este Domnul acolo, munca are sens. Dacă este Domnul acolo, paza are sens. Dacă este Domnul acolo, construitul, ziditul, muncitul are sens. Dacă Domnul nu-i acolo, poți să construiești sateliți, să-i trimiți pe Marte. Se numește degeaba. Poți să construiești submarine nucleare, se numește degeaba. De aceea aici e diferența mare. Că Domnul se implică în anumite lucrări. În familie, Domnul se implică în anumite lucrări. Indiferent de ceea ce vreau eu și proiectele mele, de aia trebuie să menții o relație personală cu Domnul. Mulți am vrea să vedem binecuvântate lucrările noastre pe care le facem, pe baza faptului că Domnul este cu noi. Vrem să deschidem un birt unde să vindem băuturi alcoolice, să meargă ăștia pe drum așa, Doamne, dăm clienți mulți. Frații mei, se implică vreodată Domnul în așa ceva?
De aia credinciosul trebuie să-L cunoască pe Domnul. Aseară încheiam mesajul meu cu ultimul punct. Nu-i suficient să te lepezi de tine însuți. Nu-i suficient să-ți iei crucea în fiecare zi, ci trebuie cu tot cu cruce să-L urmezi pe Domnul. Să intri unde intră Domnul, să ieși de unde iese Domnul, să-L urmezi pas cu pas, familia e la fel. Caută să dezvolți relația asta personală, cu rugăciune, cu meditație, la adresa Domnului. Doamne, vreau să te urmez pe tine, vreau să mă comport într-un mod extraordinar. Frumusețea, cum v-am subliniat și altă dată, este că Hristos vine în noi să locuiască. Trupul nostru este construit în așa fel încât Domnul să fie acolo. Niciodată îngerii nu iau locul Domnului. Niciodată îngerii. Dar duhurile rele, care au fost cândva îngeri, doresc totdeauna să ia duhul locul Domnului. Și dacă credinciosul are inima goală, atenție, nu murdară, goală, se întâmplă că duhurile rele, de beție, de bârfă, de clevetire, intră acolo și ocupă locul ăla. Citiți locul ăla în Biblie, în Matei 12, unde spune: iar duhul necurat, când a ieșit afară dintr-un om, umbră prin locuri pustii și fără apă, căutând odihnă, și fiindcă nu o găsește, zice: mă voi întoarce în casa mea, nu în omul meu, în casa mea. Și când vine, găsește inima acelui om, casa aceea, curată, împodobită, dar goală. Nu intră. Pentru că îl mai scoate odată o cântare, Duhul Domnului îl mai scoate odată la o predică, Duhul Domnului îl mai scoate odată și plânge așa. Nu intră, că a ieșit odată în stilul ăsta. Se duce și mai a șapte duhuri, mai rele decât el, intră în inima omului ăla și starea de pe urma omului este mai rea decât cea. Greșeala știți care? Deci casa era goală. De aia Apostolul Pavel vine în Noul Testament și le spune creștinilor din Corint: pe voi înși vă verificați-vă, cercetați-vă, pe voi înși vă, nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în, dar dacă nu în voi, împodobit cu versete biblice, cu cunoștință biblică, scris în registru din membrii bisericii, poate și cu daruri spirituale, dar dacă inima este goală, tu ești deja pe punctul de a fi lepădat. De aceea credincioșii, soții și soțiile, trebuie să aibă o relație continuă. Doamne, Tu să fii în inima mea. Dacă ești în inima mea, nu ești de design acolo, de poster. Ești în inima mea pentru consultație, Doamne. Vreau să văd cum să trăiesc, să fie viața mai frumoasă. Bărbatul meu e mai dificil, e mai încăpățânat. Toți bărbați au o doză de încăpățânare. Asta e o mărturisire care o fac în numele lor, ei nu vor, cred că o să am probleme cu ei. Dar e un domeniu pe care noi îl ținem secret. Toți bărbații au o doză de încăpățânare. Ei, cum să mă port eu? Cum ar merita el hrană rece, conserve? Cum să mă port eu cu el? Să-l restricționez la anumite lucruri, să-l fac în așa fel să simtă că și eu am o personalitate? Sau, Doamne, cum te-ai purtat tu cu mine? Și vine Domnul și spune: poartă-te cu dragoste, poartă-te cu iubire, poartă-te cu îngăduință cu soția ta. Chiar dacă ți se pare că vorbește mai mult ca tine și spune câteodată întrebări la care tu nu vrei să răspunzi, poartă-te. Dacă Hristos e în viața ta, dezvoltă relația aceea. Fă ca în tot ceea ce faci să poți spune numele Domnului. Spunea Apostolul Pavel în Coloseni: și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus. Lucrul acesta cere o relație personală cu Domnul. Frații mei, nu suntem chemați în lumea asta să facem lucrurile așa, hai să fie. Dacă îi dai 2 euro cuiva, nu-i spune: băi, te-am văzut că nu poți să-ți plătești parcarea, cauți bani mărunți, n-ai. Uite, ți-i dau. Mă, dar să-ți dau înapoi. Nu, lasă, e așa. Pune numele Domnului peste ei, măi. Dacă vrei să-i dai, spui numele Domnului. Dacă nu îi spui, ne întâlnim și mi-i dai, fără nicio problemă. Dar nu spune, lasă așa. De bada prostii, de cutare, sau câte vorbe n-avem noi, numai să nu spunem în numele Domnului Iisus. Pune numele Domnului acolo. Când te duci la cumpărături, când cumperi un costum, când cumperi o fustiță, când cumperi papuci, fă cumpărătura aceea în numele Domnului Iisus. El ți-a dat banii. Măi, să cade eu, să port pantofii ăștia. Imaginați-vă că eu vineam la dumneavoastră cu niște pantofi cu vârful de alea îndoiete, așa. La dumneavoastră. Să cade sau pot să pun numele Domnului peste el? Constat la un moment dat că nu se potrivește, nu se asortează.
cu mesajul meu. Pot să pun? Nu pot să pun. Pot să pun numele Domnului peste fusta aceea? Ei, nu, că se poartă lucrul ăsta. Frații mei, tot ce faceți primiți răsplătire, dacă un pahar de apă dat în numele Domnului nu-și pierde răsplătirea, de ce lucrurile mărunte pe care le faceți, spalați vasele, faceți-le în numele Domnului? Spune Scriptura, care lucrează la patron pe vremea aceea, la sluji, lucrați ca înaintea Domnului, pentru numele Domnului, chiar dacă stăpânii voștri sunt greu de mulțumit. De ce? Pentru că tu nu lucrezi înaintea Lui, lăsucitul și încălcitul ăla. Tu lucrezi înaintea Domnului, că tu ai o relație personală cu Domnul. Că dacă lucrezi înainte la ăla, toată ziua comentezi, toată ziua bolborosești, toată ziua așa, nu ești bucuros nici tu de tine și nici ei lasă de tine. Ești gata să fii lider de sindicat. Numai să ridici, să faci greve. Dar dacă lucrezi înaintea Domnului, știți că la un moment dat poți să ai o inimă liniștită și pașnică, că tu nu primești răsplătire de la El, primești răsplătire de la Domnul, care îți răsplătește că lucrezi ca înaintea Lui. Asta e mentalitatea credincioșilor. De-aia îți pot păstra calmul și liniștea în niște tensiuni grozave. Toți sunt disperați. Păi patronul ăsta, în loc să ne dea bani, se duce el în concedii, să le foiește în bani și nu împarte banii cu mine. Și mulți dintre ăștia spun la ceilalți, băi, merge cifra de afaceri mei, haideți să... Frații mei, când ai o relație personală cu Domnul, absolut tot ce faci, pui numele Domnului și Dumnezeu îți va răsplăti. Amin. Dezvoltă lucrul ăsta. În fiecare segment al vieții tale, împreună cu soțul, soția, aveți proiecte pe care să puneți numele Domnului. Modul în care trăiți în casă, modul în care aveți părtășie în casă, puteți pune numele Domnului peste toate lucrurile acestea? Actul intim dintre soț și soție este o formă de închinare. Peste tot este o formă de închinare în lumea asta. De-a lungul timpului a fost o formă de închinare. Toată închinarea la Baal, la Astartea, se sfârșea cu orgii, pentru că ei știau că divinitatea trebuie cinstită și prin forța aceasta creativă. Când ești înaintea Domnului, nicăieri în Biblie nu este condamnat lucrul acesta, ci se spune doar ca soțul și soția să se abțină de la relațiile pe care le au pentru post și rugăciune, iar după aceea din nou să fie împreună. De ce? Pentru că gestul acesta pe care îl au este o formă în care îi mulțumesc lui Dumnezeu și pentru darul procreierii și pentru darul de a fi bărbat și femeie și o fac într-un cadru sfânt și curat. Amin. Amin. Frații mei, toate lucrurile astea s-au așezat frumos. Pune numele Domnului peste tot ce se întâmplă în casa ta, peste tot ce se vede și ce nu se vede. Dezvoltă aspectul acesta. Lasă-L pe Hristos să fie în tine. Verifică în fiecare zi. Comunică cu El. Vorbește cu El. Vorbește cu El că îți răspunde. Ai să vezi la nivelul Duhului tău că îți spune. De cele mai multe ori, îți vă dau un exemplu, dacă Hristos e în inima voastră acum și voi întrebați, băi, primul lucru, eu știu că ar trebui să fiu un om care să slujesc. Eu știu de asta. Dar primul lucru de care trebuie să te pocăiești, nu-ți trebuie proroc, știi. Dumnezeu nu-ți prezintă peste 20 de ani ce ai trebuit tu să faci. Acum. Pentru că El e în inima ta și știe anumite lucruri. Dacă tu pui întrebarea, ce ar trebui să fac eu acum? Știi. Că dinăuntrul tău Domnul îți vorbește, trebuie să faci asta sau trebuie să faci asta. Sunt lucruri pe care Domnul în mod clar ți le repet așa și este ca o apăsare pe conștiința ta că trebuie să faci asta. Cât îi rogi, când mergi în misiune, dar este ceva acolo, glasul Domnului care îți spune foarte clar. Când Hristos este în tine, toate lucrurile astea se rezolvă și știi ce ai de făcut. Căci ungerea pe care am primit-o de la El ne învață toate lucrurile. Știm lucrurile acestea. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Continuați să mențineți și să dezvoltați relația personală cu Domnul, care constă în rugăciune, în post, în citirea Scripturilor, în părtășia cu frații. Ca familia voastră să fie binecuvântată, contează ce relație ai tu. Că în relația unuia dintre soți se pierde, cumva, familia începe să sufere. Familia are probleme. De aceea, indiferent câtă treabă este, indiferent câți copii avem, indiferent că câte lucruri stringente avem, câte proiecte avem de casă și așa mai departe, dacă o soție își vede soțul că lucrează și duminica, dacă o soție își vede soțul că lucrează târziu seara și nu mai ajunge la biserică, dacă o soție vede, ar trebui să-și dea seama că dacă el se îndepărtează de relația cu Domnul, nici ea nu o să o ducă bine. Nici ea nu o să aibă împlinire. De aceea, cât de greu ar fi, fiți în casa Domnului, fiți la părtășie în casa Domnului.
De obicei, soții în domeniul acesta sunt mai leneși spiritual, nu sunt atât de incisivi în lucrăciune. Ei muncesc, aduc bani sau îngrijesc de casă, dar cu lucrurile cele soții ar trebui de partea aceasta, pentru că Hristos este Domnul casei lor, se spune, uite, noi am pregătit totul și am vrea să mergem la biserică. Știți că lucrul acesta îl împinge și pe el? Mai luați harfa, cântați o cântare împreună, rugați-vă împreună, copiii să vadă, să pună întrebări, să-i dați voie și așa mai departe. Dar Hristos să fie în locul acela, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Al doilea lucru, atașați-vă unul de celălalt. După ce ai o relație bună cu Hristos, poți să te atașezi de celălalt, fără nicio problemă, cu tot cu punctele lui negre. Te poți atașa. Când Biblia vorbește despre căsătorie, despre lipirea, cei doi se vor lipi, vorbește de lipirea, este arhicunoscut, de lipirea două col de hârtie. Adică ungi o coală cu hârtie cu clei și apoi ungi alta, lipești părțile care le-ai uns pe o parte, le lași 24 de ore, după care schemi un specialist în juridică să le dispartă, după ce s-a uscat cleiul. Chem specialist, procuror, judecător, hai, dispărțiți. Singurul lucru pe care îl pot realiza este să rupă, de aia divorțul totdeauna este o rupere. O bucată din tine rămâne în cea care ți este soție. Indiferent câte, și o să vedeți dumneavoastră oamenii recăsătoriți, totdeauna iau o persoană care seamănă foarte mult cu fosta. De ce? Pentru că o bucată din ea e în el. E, deja e format să gândească într-un anumit mod. De aia divorțul este o traumă. Unde au avut loc divorțuri repetate, cum în lumea asta laică, omul ăla e bulversat din punct de vedere spiritual și, dacă vreți, sentimental. Pentru că în el sunt bucăți din toate celelalte persoane. Pentru că atâta de mare unitate asta care se produce înaintea Domnului prin legătura celor doi, încât lucrul ăla nu poate să-l dizolve nimeni. De-aia e bine pentru tineri de spus că nu merge. Nu merge, cum vă spuneam altă dată, să fie în Domnul. Nu merge. Vă mai repet încă o dată, când Biblia spune prin Apostolul Pavel să se căsătorească în Domnul, nu le vorbește tinerilor și tinerilor, flăcăilor și fetelor, ci vorbește văduvilor. Adică, Domnule, ți-a murit bărbatul, ți-a murit soția. Te căsătorești și tu acum, dar să fii în Domnul. Nu mai mergi cu alegeri, cu așa, în Domnul să fie, pentru că vreți să mergeți cât mai este, să mergeți împreună. Când e vorba despre un tânăr care stă în fața unei lipituri pe care Domnul o face și nimeni nu o poate desface, cu toți specialiștii noștri și cu pastorii noștri, nimeni nu o poate desface. Indiferent ceva, că ce-a unit Dumnezeu, omul să nu despartă, pentru că intră în treaba lui Dumnezeu. Doar Dumnezeu desparte și de obicei desparte prin moarte. Ori, iubiții mei, când tinerii se gândesc la lucrul ăsta, nu mai merge așa, frate, m-am uitat la partea surorilor, efectiv închid ochii și pun, mă drept pe cineva, băi, de căsătorită, a, nu, închid odată ochii. Nu merge așa. Nu merge cu apucă. Trebuie să stai înaintea Domnului să fii clar convins că aia e persoana. Dumnezeu a pregătit pentru fiecare băiat și pentru fiecare fată pe cineva anume. Acum, dacă nu s-a procedat așa, stimații mei, dacă nu s-a procedat și ai ajuns căsătorit și ești în seara asta aici, dacă observi o grămadă de puncte negre, dacă observi că nu-i ceea ce ai visat tu, făt frumos nu-i, Ileana Cozânzeana nu-i, nu-i nici măcar top model cu tare, nu-i nici măcar celălalt, ia viața așa cum este și pune numele Domnului peste relația voastră, Doamne ajută-mi. Nu tot te gândi, te uiți în spate. Am întâlnit mulți oameni, băieți, fete, căsătoriți, care spun, frate, am probleme cu nevasta, nu mă înțelegi. În perioada cât am curtat-o, a fost o bijuterie. De-aia am și spus la logodnă, este visul vieții mele, împlinirea mea. Am și visat un diamant, eu nu știu la ce m-am gândit de am visat așa ceva. Dar uite, acum nu se poate, nu mai este diamant. Efectiv, s-a dus frumusețea, s-a dus absolut tot. Ce fac acum? Ce soluție îmi dați? Pentru că eu mai vorbeam cu niște fete. Alea sunt niște fete grozave. Stau și mă uit, acum unele dintre ele s-au căsătorit. Așa de bine o duc bărbaților și el tot în urmă, tot în urmă. Stimații mei, atașează-te de prietenul tău.
ați primit binecuvântarea Domnului, mergeți înainte. Dacă lucrurile nu sunt așa cum te-ai așteptat, continuă să mergi înainte, că legământul e legământ. Vreau să vă subliniez cum privește Dumnezeu legământul. Iosua, când avea vreo problemă, se ducea la cortul întâlnirii, unde ziua era un stâlp din nord deasupra și noaptea era un stâlp de foc. Deci 24 din 24, el trebuia să-l avea pe Dumnezeu acolo. Avea o mică problemă, Doamne, cum împart averea la ăștia? Se ducea, întreba pe Domnul și Domnul spune, da, au dreptate cu tare, așa, cam așa se face, Iosua, Moise, toți așa. Într-o zi, pe când Iosua era comandat, Moise plecase la Domnul, vin niște oameni cu hainele rupte, cu papuci, cu sandale învechite, cu pâine uscată la ei și spune, am auzit de voi, sunteți vestiți. Am venit la voi, am venit să facem legământ cu voi. Când am plecat, hainele erau noi, pâinea aburindă și am bătut drum între... Suntem departe să facem legământ. Iosua, când a auzit că e atât de celebru, el și poporul lui, că îți vestiți ce ne știi unde, au făcut legământ pe loc cu ei, legământ. După aceea s-a aflat că-s veșinii. Veșinii care au fentat, care nu au spus adevărul. Nu a spus că, permiteți parafrazarea în căsătorie, nu a spus că e bolnav. Nu a spus că ți-o dat scoală noaptea și nu știi pe unde umblă. Nu a spus nimic din lucrurile astea. A venit și a făcut legământ. M-aș fi așteptat ca Dumnezeu să... Că eu s-au fugit imediat la Domnul acum. După ce a făcut legământ, a fugit la Domnul. Întrebarea este, cine a fugit înainte? Că de obicei cam asta se întâmplă. Înainte, sunt drăgostit. Ce argumente ai la toate slujbile noastre de logodnă, logodne cu răspunde, cum te-ai cunoscut și ce argumente ai, că din toate fetele de aici și de unde mi-ai fost tu, asta e cea pe care ți-a rânduit-o Domnul. O iubesc. Altceva, o iubesc. Și dacă continui să pui întrebare, mai accentuat. După care, urmează un moment când, frate, trebuie să mă duc să pun înaintea Domnului. Și să pui? Frate, căsătorit cu ea, dar nu-i ceea ce trebuiește. Băi, înaintea Domnului, trebuie să pui înainte. Înainte se punea înaintea Domnului. Acum ești în jug, ești în legământ. Acum fugi și moi, Iosua. Doamne, ne-o fentat ăștia. Și m-aș fi așteptat, Dumnezeu spune, legământul e anulat, te-o fentat. Nu ți-o spus că-s veșini, nu ți-o spus că urmăresc, nu ți-o spus că o premeditat chestia asta, să te fentează pe tine, Iosua. Poporul lui Dumnezeu. Tu ai un Dumnezeu, măi, Iosua, măi. Problema este că Dumnezeu vine la Iosua și spui, legământul pe care l-ați făcut, îl țineți. Îl țineți. Că ați făcut un legământ în numele meu. Îl țineți așa. Cu oamenii ăștia de lângă voi, care v-au ofentat, care v-au înșelat. Pentru că Dumnezeu privește serios legămintele noastre. Peste ani de zile, s-a gândit Saul să rezolve puțin chestia asta, că ăștia i-au păcălit pe vremea lui Iosua, pe poporul Domnului, și-au omorât vreo câțiva gabaioniți Saul. Pe timpul lui David vine o foamete de 3 ani de zile și David nu fuge de la început, în primul an de foamete, să fugă să întrebe pe Domnul, Doamne, de ce? Că la Palatul Regal era mâncare. Când foametea s-a apropiat de Palatul Regal și de pe masă lipseau bunătăți, David întreabă pe Domnul, ca și noi, când alții sufere, nu întrebăm noi pe Domnul, Doamne, despre ce-i vorba. Nu, când se apropie de noi. Și David întreabă, Doamne, de ce-i foamete asta și cum facem noi? Și Dumnezeu spune simplu. Iosua a făcut un legământ cu gabaoniții pe care o trebuie să-l țină. Și am spus, nu-i omorâți. Saul a omorât câțiva gabaoniți. Din pricina acelor oameni ucis. În Israel există foamete. Pur și ce facem, nici cere scuze, nu! Cum ei au omorât oameni, cum voi ați omorât oamenii lor, la fel caută 7 bărbați din casa lui Saul. Gândiți-vă că probabil erau căsătoriți, cu copilași mici în brațe, cu soții lângă ei. Luați-i, spânzurați-i pe lemn și foamea se termină. Că legământul, nu te joci cu el. Când noi privim la Dumnezeu ăsta, în fața căruia facem legământ, după care ne permitem să spunem, nu e nicio problemă, merge și fără, frații mei. Ăsta e Dumnezeul Bibliei. El când a făcut legământ cu noi, îl ține, slăvit să fie Domnul. Îl ține. Că dacă ar fi, știi, de aceea e foarte important, atașați-vă unul de celălalt. Încă o dată vă spun, poate nu-i ceea ce credeai, poate nu-i ceea ce așteptai, ceea ce visai,
lipește-te de partenerul tău, de soțul tău, de soția ta și mergi înainte, Doamne ajută! Le indic totdeauna la părinți și la prieteni. Dați foc la corăbii. Există de multe ori câte o supapă așa de refulare, de siguranță, cum ar spune noi. Îi spune tata la fată, vezi dacă ăsta, tu ești prințesa familiei noastre, dacă ăsta cumva se uită urât la tine, se încruntă și te stresează, efectiv, dacă la un moment dat ești panicată, vii la tata și la mama. Îl leși acolo unde este el. Știți că cunosc cazuri de genul ăsta? Când fetii s-au măritat, ținută pipuf așa, s-au măritat că un băiat a venit la ea, s-a măritat și cum se supăra, intra în baie și nu mai vorbea cu nimeni. Asta trebuia să cheme specialiștii, deschid ușa la baie, nu știe ce face ea acolo, nu știe, și așa mai. Plângea acolo, așa. La un moment dat, învățată tot de părinți care au lăsat bărcuța lângă, așa, să poată evada, la un moment dat tot așa au făcut. Și-a plecat la taicu. O plecat la taicu, băiatul, știind care legământ. O să, domnule, nu-s cel mai perfect băiat. Dar uite, în fața comitetului să-mi spună cu ce am deranjat-o. Te-ai uitat urât la mine. Mi-ai spus că mai trebuie sare, nu știu ce. Deci violență maximă. Înțelegeți? Supărare pe chestiile astea. Ăștia tot, domnule, dar nu-i motiv. Tata la fată, băiatul acum, de soțul ei, să vină să o mai șeară odată. Să facă un legământ în fața noastră. Știți de ce? Pentru că avea bărcuța acolo. Când conquistadorii spanioli au ajuns în America de Sud, au întâlnit în fața lor o armată foarte numeroasă de amerindieni, de incași, maiași, ce erau pe acolo. Și toți soldații se uitau la bărci. Că dacă ăștia atacă, ei s-au urcat în bărci, salut. Ăia n-aveau cu ce să-i urmărească mai încolo. Numai că comandanții lor au trimis niște oameni și au dat foc la bărci. Și după ce au dat la foc la bărci, toți s-au speriat înapoi ar bărțile. Și comandantul le-a spus așa, dacă luptăm și biruim, ne facem alte corăbii și ne întoarcem acasă la regele nostru, la regele Spaniei și la familiile noastre. Dacă nu, ne îngroapă ăștia aici, dacă ne îngroapă, și s-a încheiat. Au pus mâinile ăștia pe arme și la luptă înainte, că înapoi nu mai este. Au cucerit și acum în toată America de Sud se vorbește spaniola sau un derivat al spaniolii. Dar se vorbește pentru că n-au avut unde să fugă. Când tata și mama, când prietenii oferă bărci și le primești, și le primești, se fugă acolo, se întâmplă catastrofic acele. La momentul actual sunt divorțați. Ăsta nu a mai vrut să se mai ducă. Dom'le, e nefasta mea. Cum îmi spui mie să mai fac un legământ? Frață din conducerea bisericii, ca să se împace și cu ea și cu cei, n-a descurcați-vă voi, și oamenii ei au mers pe... și au găsit... și e terminată. Acum ea încearcă să ia legătura cu el. El de partea cealaltă spune, nu... Tu ești soția mea, trebuia să vii după mine, nu după părinții tăi. Tu te-ai căsătorit așa, ia de partea cealaltă așa și nu se știe ce e acolo. Dar vă spun doar un caz din multele pe care le cunosc în domeniul ăsta. Pentru că s-a lăsat o bărcuță acolo. Prietenii pot oferi o bărcuță. V-am spus dumneavoastră, particular de slujbă, discutam odată cu o femeie din biserica noastră și spunea ea că mai avea discuții contradictorii cu soțul. Dar într-o seară a avut așa o mică ceartă mai deosebită, pe care și i-au pus gaz pe foc, așa ca să fie mai fain. Și după ce au pus gaz pe foc și el s-a turat mai mult, i-au trântit ușa, au lăsat copiii în casă și cu soțul în casă și au luat-o peste grădini, așa, peste grădini la 10 seara, așa, au luat-o peste grădini la părinți. Au ajuns la părinți, au bătut la ușă, mama, eu deschis și a zis, ce-i fata, ai nevoie de ceva, de smântână, de lapte, de zahăr, nu ai... Că venea la ea, dar mamă, uite, mai trebuie asta, decât să mă duc până la magazin în centrul satului, vin la tine și după ce când cumpăr, îți dau înapoi. Și descurcau ei treburile. Ai nevoie ceva? Nu, seara asta dorm aici, m-a nervat individul ăla, cu care-s căsătorit. M-a supărat. Mama a spus, uite care-i situația, dacă vrei orice altceva, eu te servesc, te duci înapoi la bărbatul tău, dar dacă ai venit numai pentru asta, fugi drept de acasă. Și ei spune, mamă, dar e întuneric afară. Dar când ai venit, nu era tot întuneric? Erai mai bazat atunci, nu-i așa? Erai mai... Acum e întuneric în stintoși. Te duci frumos la bărbatul tău, cu ăla ai făcut legământ, cu ăla ai copii, cu ăla ai casă, te duci frumos acolo și ai grijă, fii nevastă în casa aceea.
Eu închis ușa în nas și o lăsat-o pe întuneric. Asta pe grădin, o zic, și mă temeam, amu, când vineam acasă, când pleca bătoasă, nu, era supărată. Am întrebat-o, v-ați mai dus vreodată la părinte? Da, să șer zahăr, lapte, dar m-am mai dus. Sigur că da. Au dat foc la corăbii părinții ăia. V-aș ruga tare mult ca și prieteni. Nu vă amestecați așa în familiile altora. Bă, te văd cam trist azi la muncă, te-o nerva nevasta, nu-i așa? N-ai cu treabă. Spune-i, Doamne ajută înainte. De-ai ști și eu prin ce am trecut ca să ajung la nivelul ăsta. Încurajează pe om să meargă înainte, să fie lipit de nevastă. Nu să găsească un alt loc. Lasă-mă, vin, hai să mai stăm de vorbă, hai să mai vedem un meci din Liga Campionilor, să-ți mai treacă și să-ți iei. Hai să mai stăm de vorbă, să mergem într-o excursie, numai noi, câțiva băieți din ăștia prigoniți în casele noastre, să facem un partid al nostru. Nu, domnule, du-te acasă. Du-te acasă la nevasta ta, dacă ai și copii, du-te la copiii tăi. Stai acolo, că ai nevasta pe care ți-o rânduit-o Domnul. Dezvoltă relația cu ea. Frații mei, ultimul aspect și ultimul principiu asupra căruia vreau să insist, slujiți Domnului. Aș vrea să vă spun că observ, de-a lungul timpului nu sunt familii perfecte, au fisuri, au probleme. Când însă oamenii ăia sunt implicați în lucrarea lui Dumnezeu în mod sincer, fără să urmărească alte scopuri, Dumnezeu vine și lipește fisurile alea, cumva le așează. Vine în familia lor și Dumnezeu rezolvă niște probleme pe care ei nu le pot rezolva, că nu sunt capabili să rezolve lucruri, nu sunt făcuți pentru lucrurile. Și Dumnezeu vine și rezolvă. De aceea vă invit, căutați-vă locul în lucrarea lui Dumnezeu și fiți credincioși locului și chemării pe care v-a dat-o Domnul. Amin. Am subliniat și la alte slujbe și vă reamintesc, când un om vine la pocăință, Dumnezeu îi dă un dar. Identifică darul pe care îl ai. Nu există numai, există daruri spirituale, unele dintre ele ca profeția, vedenia, dar există și alte daruri în Biblie. Există și alte aptitudini prin care poți sluji. Nu o să găsești în Biblie oameni care să stea la stații, la microfoane. Avem om în biserică care se ocupă numai de microfoane. El schimbă bateriile, el pune așa, el pune așa și face slujbă. Când nu el, există unul de rezervă. Dar eu știu treaba. Ei, când a venit la adunare, zici că e păstorul, vine direct în față. El are treaba microfoanele. Microfoanele nu sunt în spate. El are treaba acolo. El așează, el pune. Dacă îl întrebăm de ce nu merge un microfon, el trebuie să știe. Nu vine fiecare și e microfonul, trântește de funcționează, că doar nu e al lui. E a bisericii. Nu. Ăla e omul care se ocupă. Ei, îți găsești locul. Îți găsești locul în biserică, la slujbă, și omul ăla își face slujba. Fă-ți timp ca omul ăla să-și face slujba, ca orice altă slujbă. Un medic își face slujba, un polițist își face slujba. Dacă tu în timp ce oprești, cum am pățit eu nu de mult, am plecat cu băiatul meu la evanghelizare undeva la Valea Jiului și în timp ce făceam o curbă, așa, a existat un singur radar pe tot lucrul și pe ăla ne-a prins pe noi. Era el la volan. Și vine polițistul, domnule, vă grăbiți, unde plecați? La Suceava plecăm, de la Târgu Jiu, la Suceava, 600 de kilometri. Și trebuie să ajungem în noaptea asta acasă, am fost la evanghelizare acolo, și trebuie să ajungem acasă. Bine, vă grăbiți, dar trebuie să vă dau amendă. Asta e legea, domnul polițist, dați amendă fără probleme. S-au dus ăștia mașină, au făcut acolo, v-am dat minim, așa, la amendă, dar avut cum, v-am dat amendă, ați avut peste viteză și îi dă procesul verbal la băiat. Băiatul îi spune, mulțumesc frumos, domnul polițist. Băi, dar tu și mulțumesc, ți-o dat amendă și tu și mulțumesc. Tata, noi suntem creștini, corect? Corect, mi-am adus aminte și eu. Stimații mei, când credinciosul trăiește în asemenea coordonate și să ajută unul pe celălalt, slujiți Domnului în tot ceea ce faceți. Slujiți, căutați-vă locul în lucrare și faceți în așa fel încât oamenii care vin la biserică să simtă bine în prezența dumneavoastră. Unul dintre cele mai simpli gesturi pe care eu le învăț în biserică, când începi slujba, puteți să faceți și la mijloc și la obicei, să faceți și la sfârșit. Dați mâna unul cu celălalt, spuneți, Domnul să te binecuvinteze. E un simplu gest prin care omul ăla care se crede invizibil pe scaunul lui acolo, așa și se uită într-o parte și în alta, speră, dintr-o dată după ce o dă mâna, păi ăștia mă cunosc pe mine. Pentru că ai dat numai mâna cu el. Nici nu știi de unde. Dar ai dat mâna cu el și o strângere de mână schimbă absolut tot. Fă-ți timp de lucrul ăsta în adunare. Venim și ne așezăm de multe ori cu abonament pe scaun.
Stăm acolo, ne uităm în dreapta, în stânga, mulțumiți că Dumnezeu am avut, parcă aș fi vrut să, fiecare vrem să vedem un fir roșu din banca ta, din scaunul tău care se ridică spre Dumnezeu, ăla e firul meu, comunicația mea. Nu! Așa stă pe ori scaun, dacă vezi cineva că nu-l cunoști, așa stă lângă el, vorbește cu el. Nici o problemă. Pentru că faci un efort să fii aici. Numai când m-am văzut ștaua din seara asta, e un efort să ajung oamenii la adunare. Caută să slujești Domnului. Cu binecuvântarea ta, cu slujirea ta. Fă-te că-l observi pe ăla care face de ordine. Observ-l pe ăla care ies copil afară. Putea să stea acasă copil. Domnule, copilul a avut temperatură și eu și nevasta l-am vegheat în turii. Unul după altul. A avut temperatură. Nu, domnule, lua copiii, au venit la adunare. Eu au văzut cineva. Îi vedem numai când fac deranj, nu-i așa? Bașugat are mult. Biserica este un loc al slujirii. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Când nu slujești, când soțul sau soția nu mai slujește, cânta, dar nu mai cântă, făcea de ordine, dar nu mai face, lucra la stații, dar nu mai lucrează, predica, dădea îndemnuri, dar nu mai, tot vei face ceva. Vei sta acasă, vei vedea filme, vei vedea meciuri, vei asculta talk show-uri, vei fi foarte important pentru tine politica din România, ca și cea din Germania, te va interesa foarte mult ce vor face americanii, curzi și turcii la momentul actual. Ești foarte pasionat de politica externă și așa mai departe. Vei găsi niște prieteni să mergi la pescuit, vei găsi niște prieteni să mergi la vânătoare. La casa Domnului nu prea puteai să dai bani, dar bani pe o pușcă poți găsești să dai. Și câteodată și cu lunetă. De ce? Pentru că dintr-o dată ești scos dintr-un mediu și alt mediu. Și din câte știu eu, nu se oferă răsplătiri pentru vânători. Nu se oferă răsplătiri pentru pescari. Însă pentru cei care stau în picioare la biserică, pentru cei care cântă, peste cei care rămân peste la repetiție, Dumnezeu nu rămâne dator nimănui. Și nu uitați, un stat poate să ofere răsplătiri la nivelul lor. Una e să fii campion mondial la gimnastică, de exemplu, în Germania, să se dă un premiu din partea statului german consistent, și alta e să fii campion mondial în România, să se dă ceva acolo, că la un moment dat, că statul respectiv atâta poate. Ei, când Dumnezeu răsplătește, poate, slăvit să fie numele. Nu există nicăieri muncă, efort, trudă, oftat, suspin, mai răsplătit ca în lucrarea lui Dumnezeu. Frații mei, lucrul acesta e atât de important pentru fiecare dintre noi și vi-l subliniez. La un moment dat trebuie să slujești, copiii sunt mici, slujești, vii la adunare, îți faci timp, Dumnezeu vede efortul de unde vii. Vedi ce ai lăsat ca să poți veni, vedi câștigul pe care îl puteai avea și ai venit. Vine un moment în viață, și nu mă refer la lucrurile materiale aici, vine un moment în viață când tu la inima copilului tău nu mai poți intra. Când tu nu mai și-i spune, când tu nu mai unde intra, atunci vii și spui, Doamne, adu-ți aminte că eram în casa ta, mi-a păsat de lucrarea ta, te rog acum, îndură-te de copilul meu, întinde-ți mâna și mântuiește-l. Și dintr-o dată, sau încet și sigur, Dumnezeu se apropie de copilul tău și face ceea ce tu și toate neamurile tale și toată biserica nu poate face. Îl aduce la biserică, slăvit să fie Domnul. Am trecut prin așa ceva. A fost un moment în viața mea când nu mai aveam cum să intervin. La momentul respectiv, nimeni nu mă putea ajuta. Puteam doar să mă bizuiesc pe rugăciunea bisericii și a fraților care se rugau tot la Domnul. Dar în momentul ăla am ridicat ochii spre Domnul și am spus, Doamne, eu acum mă duc la o problemă în care e un copil de-a meu. Nimeni nu mă poate izbăvi și nici el nu se poate izbăvi din toată această situație. Dacă tu ți întinzi mâna, va fi izbăvit, dacă nu ți întinzi mâna, voi plânge toată viața. Adu-ți aminte că nu a fost moment în care să slujesc numelui tău, am alergat dintr-o parte în alta. Frații mei, până am ajuns eu la el și am întins Dumnezeu mâna, și l-a scos, slăvit să fie Domnul. Vine un moment în viață când statul pe scaunele astea contează. Vine un moment în viață când statul în ștau ca să ajungi la adunare contează. Vine un moment în viață când repetițiile și cântatul contează. Vine un moment. Acum s-ar putea să spui că nu vezi, dar Dumnezeu nu rămâne dator nimănui. Când Biblia vine și spune că avem îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu, pe lângă curățenia, sfințenia noastră,
capiți o anumită îndrăzneală în baza faptului ți-a dat Dumnezeu un dar, slujești cu el. Slujești în ogorul lui Dumnezeu. Nu faci mofturi și fiți în continuu. Dar nu o lasă cânti altul, o lasă slujească altul. Nu, m-a chemat Dumnezeu și slujesc. Slujesc în ogorul Evangheliei. Văd de foarte multe ori frați și mă întâlnesc cu frați care vin și spun, Dumnezeu, eu slujitor, eu predic. Nu știu, biserica are nevoie, n-are nevoie, dar eu am eu Biblia și vin în față. Vin în față. Frați, uite, băi, cine-i? Păi cu tare, cu tare, cu tare. Dacă îi văd că sunt acolo, dar dacă eu stau printre, bă, te, nu te-am văzut sau n-am vrut să te văd. Nu, eu vin în față, Dumnezeu, eu sunt chemat la asta și slujesc. Slujesc, nu trebuie să mă caute, frate. Eu sunt disponibil. Dacă vor să mă folosească, mă folosesc, folosesc darul cărmuirilor, eu sunt la dispoziție, sunt gata, și dacă nu vor să mă folosească, că este altcineva invitat, slăvit să fie Domnul, să-i dea Domnul har, dar eu sunt la adânc dispoziție. Știți care e avantajul aici, frații mei? Știți care e avantajul? Biblia spune că dacă un om are intenția să facă un lucru și nu reușește să-l facă rău, Dumnezeu îl va judeca și condamna ca și cum l-a făcut. Dacă vrei să furi de la cineva și vrei să intri, ai pregătit tot scenariul, ești pregătit să intri în casa lui, dar pe când te pregătești tu să intri prin infracții, vine stăpânul casei acasă și tu nu mai poți intra și nu-l mai poți jefui. Dumnezeu te va judeca ca și cum l-ai jefuit pe omul ăla, chiar dacă tu n-ai intrat niciodată în casa lui. Chiar dacă tu n-ai atins niciodată femeia respectivă, dar ai gândit lucrul ăla. Știți care e adevărul din oglindă? Dacă la rău e așa, înseamnă că și la bine e așa. Adică, dacă am avut intenția să slujesc, am venit în față și nu m-a pus frață să slujesc, că a fost invitat din altă parte, că a fost program aglomerat, pentru că eu am fost gata de slujbă, Dumnezeu mă va răsplăti ca și cum am slujit, frații mei. Am dat un bilet, am învățat o cântare, să o cânt, am făcut repetiții nu știu de câte ori. Mama și tata m-au ascultat. Sunt fete care învață pe acasă, în loc de microfon, sunt tuburi de pastă de dinți, repetă cântările, fac vocalize, să cânte, să cânte. Când vin la adunare, vine Virgil Neagu, dă bilet în față, nu-i, că el cere în timpul alocat slujirii să predice el. Să duc toți bosunflați acasă, am învățat și noi o cântare. Nu te du, Dumnezeu îți va răsplăti cum ai cântat și mai ai o cântare de cântat pe stoc. Decât să înveți alta, nu? Mai una. La un moment dat, auzi că vine un frate predicator la, aici. Acum m-a primit fratele Ciorega, ca de obicei, am abonament la el. M-a primit să stau. Dar imaginează-ți că la un moment dat, cum o zis un frate, frate, aș vrea să stai cu mine la masă. Frate, nu pot, programul e făcut. Dumnezeu știe că lui va răsplăti ca și cum am stat la el la masă. Știi, și interesant, el rămâne și cu mâncarea în frigider. Slăviți-vă, Domnul! Deci câștigă! Câștigă! Acum când se termină slujba, puteți să mă invitați toți, programul e făcut. Frații mei, primul principiu este dezvoltă și întreține relația ta personală cu Domnul Iisus. Al doilea principiu, alipește-te de soțul și soția ta. Și al treilea, slujește Domnului. Fii gata să slujești Domnului. Astea sunt principiile pe care mi le-am pus toți în gând. Și cei tineri căsătoriți și cei mai în vârstă, toți ne le-am pus. Numai n-am reușit unii dintre noi să ducem performanța asta la înălțimile pe care ne-am așteptat. Din cauza la trei greșeli. Permiteți-mi în scurt să vă prezint cele trei greșeli. Prima greșeală este să îți păzești inima și să ai grijă ce intră în ea. Proverbe, capitolul 4, versetul 23. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Domnul Iisus Hristos spunea că din inima omului ies lucrurile care îl spurcă de fapt pe om, îl întinează pe om, din inima lui. E foarte important ce pui în inimă, că lucrurile alea rămân pe stoc în inimă. E foarte important ce așez. Îi rog tare mult pe tineri, pe frați, pe surori, nu vă îmbâxiți cu lucrurile grele ale lumii acestea. Să nu vă intereseze noțiunile picante. Te-ai certat cu nevasta și cum i-ai zis? Și ai aruncat cu farfuria? Unde o mers? L-ai nimerit? Spune nu. Ai, spune, ai ratat. Supărat interlocutorul. Stimații mei, nu asta e important. Nu te interesează lucrurile, că alea rămân acolo. Rămân acolo. Sunt societatea dumneavoastră și din ce mai mult în toate societățile, deșeurile, rebuturile sau lucrurile pe care se pun clasate. Plasticul la plastic, hârtia la hârtie și așa mai departe. Știți că există mulți oameni care strâng numai gunoaiele din adunare? Și aici se servește și miere.
Știți că există oameni care numai ceea ce câteodată văd rău. Și prietenii lor văd că pe vasul lor, ca să nu spun tomberon, pe vasul lor scrie coș de gunoi. Și vin, ridic capacul, spune, băi, nu trebuia să-l pună pe ăsta, băi. Nu trebuia să-l pună. E efectiv. Pac, pune acolo. Și ai mai văzut și figura avea? Pac, pune acolo. Găsești la orice. Și la o fiecare slujbă, Dumnezeu servește hrană, slăvit să fie Domnul. Și există oameni care trec pe lângă figura mea, care trec pe lângă costumul meu, care trec pe lângă o grămadă de lucruri și se uite, măi, ce cuvânt ne-a dat Domnul, ce har deosebit. Eu nu observ punctul negru, ci văd milioanele de puncte albe, ce binecuvântare, să apropie de el cineva. Ai văzut, frate, ai semnalizat ce cuvânt a avut prin profeții, cum s-o legat? Băi, nu m-au gândit la chestia asta. Într-adevăr, și oamenii se întăresc, strâng mierea cuvântului Dumnezeu, forța cuvântului Dumnezeu. Știți că cu timpul se sedimentează ce ai adunat și într-o zi trebuie să ridici capacul sau ți-l ridică careva. Vine cineva la tine și ridică capacul. Merg treburile rău, așa e? Nu. Ăla care o strâns gunoi, băi, să spun, merg mai rău și dintr-o dată gazează toată zona. De ce? Merg rău, pentru că asta o strâns. Când ridici capacul unuia care are mere, da, Hristos îți zidește biserica. Toți suntem răi, dar mântuiți prin credință, mergem înainte, ne răbdăm, ne suferim, ne îndreptăm unii pe ceilalți și Hristos își duce la bun sfârșit lucrarea cu noi. Ăla închide de multe ori capacul de prima dată jos. Nu, n-am eu nevoie. Mă duc la altul cu gaze multe, cu miros puternic. Frații mei, ce fel de vas ești? Ce strângi în vasul tău? Că în funcție de ce strângi în vasul tău, aia ies afară. Aia ies afară. Acum mai există o problemă, și anume, s-ar putea cumva să strângi în vasul tău anumite lucruri. Sunt la un moment dat, eu știu să fac diferența între persoanele sincere și cele care urmăresc un anumit scop. Dar sunt anumite persoane care la un moment dat vor să denigreze pe cineva anume, într-un anumit aspect, pentru că nu-i convine lui de el sau așa mai departe. Eu nu l-am văzut niciodată pe ala. Nu știu. Îmi spune că îl cheamă Vasile Grigorescu. Dau un nume. Sper că nu-l nimeresc numele la cuiva de aici. Băi, ăla e o figură de om efectiv, în continuu, nu se ține, nu l-am văzut niciodată. De el deschide un fișier în viața mea și toate datele aia le pune într-un dosar. După care pleacă, se închide fișierul. Dosarul rămâne acolo. Într-o zi merg la aeroport. Pe aeroport spune, frate, vii la noi, n-ai fost niciodată. Nu, nu. Bun, m-au trimis frață să te iau pe dumneata. Domnul să te binecuvinteze. Vine să mă îmbrățișez. Pe mine mă cheamă Vasile Grigorescu. Pac, îmi bag mâinile buzunar rapid. Se deschide fișierul și dintr-o dată aflu informațiile pe care mi le-a pus un binevoitor cu ghilimele de rigoare acolo. Știți că toți sunteți tributari la chestia asta? De-aia e nevoie din când în când să mai curățăm dulapurile. Doamne ajută! Prin Duhul Sfânt oferă iertare tuturor. Nu-i cunoști. Băi, ăla a făcut, o rupt biserica. Nu știi că o rupt-o sau nu. Nu-i nici lui treaba ta dacă o rupt-o. Și nici nu plătești tu de asta. Doamne, ce-o făcut ăla, o făcut? Doamne, mântuiește-i sufletul. Frații mei, eliberează pe prinșii din război pe care ai acolo. Ai grijă ce iese din inima ta. Fii atent. Pentru că atunci când ești provocat, când ți se ridică capacul, vei scoate ceea ce ai acolo. Fiecare știe că asta dăm, mai ales în momentele de tensiune. Imaginați-vă dumneavoastră că într-o zi o mamă care mulți ani s-a rugat și rugăciunea ei a fost cam așa, strâns într-o sigur, că, Doamne, nu vrei un băiețel? Nu pentru mine, nu-l vrei tu? Este vorba de Ana. Și Dumnezeu a binecuvântat-o pe Ana, dar înainte de a binecuvânta, a făcut o rugăciune la templu. Și s-a dus acolo și spune Scriptura, în anul ăla, în fiecare an mergeau la Silo, la cortul întâlnirii, și când mergeau acolo, aveau părtășie cu jertfa, cu altarul, se dădea o parte la preoți, o parte lor, era un moment de bucurie. Elcana, soțul ei, dădea părți egale lui Penina, cealaltă soție, și fiilor pe care le avea, iar lui Ana îi dădea parte dublă pentru că o iubea, spune Biblia, pentru că o iubea. Pe Ana nu mulțumea faptul că bărbatul ei o iubea și îi spunea, nu fac eu mai mult decât 7 băieți pentru tine. Sunt bucuros că sunt eu în preajma ta. Nu asta.
S-a dus în prezența Domnului și atâta de amărâtă era după ce a înțepat-o pe Nina de lucrul ăsta, încât doar își mișca buzele. La amărăciune, cei care o strâns-o el de atâta timp, o spunea înaintea Domnului. Și la un moment dat se apropie și preotul Eli, păstorul, duhovnicul. Și duhovnicul începe, până când vei fi beată? Tu cum faci aici, ești beată. Până când vei fi beată? Stai înaintea Domnului ca o femeie care a băut. Păi, să te mai enervezi după ce tu ai enervat pe Nina, după ce că tu ești așa cum ești, n-ai copii, și pentru vremea aceea era o povară să n-ai copii, era o stigmă să n-ai copii, acum vine și pastorul și îți mai spune câteva. Păi, când îi spun înapoi, rezolvi-o imediat. Dar ea n-avea strâns deloc așa ceva în inimă. Cu toate că pe Nina o înțepa, i-a spus, Domnul meu, roaba ta nu este beată, ci din prea multa mea supărare stau înaintea Domnului să se îndure de mine. Parcă îl văd pe el exodat înapoi la reproșul fin pe care l-a făcut femeia aceasta și îi spune să-ți asculte Domnul rugăciunea pe care o înalți așa înaintea Domnului. Și astfel s-a născut Samuel, slăvit să fie Domnul. Amin. Știți câteodată ne ridică capacul? Ce iese de acolo? Eu știu că știi să rezolvi problemele. Ce iese? Că dacă strângi miere, că dacă strângi cuvântul, că dacă strângi răbdare, dacă strângi respect, dacă strângi respect, dacă copilul tău se răstește odată la tine, ce faci? Păi stai puțin că și eu știu karate sau altceva, nu? Așa faci? Nu, îl răbzi. Păi copilul meu, s-o enerva și el, îi găsești circumstanțe atenuante, că e a tău. Fratele nu e a tău, celălalt din prejurul tău, strângi în vasul tău lucruri. Și poți să faci asta. În seara asta poți să faci o curățire. Din nefericire, multe familii sunt toxice din cauza a ceea ce există în vas. Din cauza glumelor din afară cu substrat, din cauza o grămadă de chestii pe care le-au învățat dintr-o parte sau în alta, curățiți fișierele, sertarele și lăsați acolo să rămână cuvântul Domnului. Primul aspect, ai grijă ce ți intră în inimă și ce ți iese, păzește-ți inima mai mult ca orice. Al doilea aspect, nu te amesteca în treaba nimănui. Nu ești chemat la asta. Ai o zonă de apartenență. Într-o zi, pe când Domnul Iisus Hristos predica de o grămadă de subiecte interesante, despre mântuire, despre salvare, despre hula împotriva Duhului Sfânt, trezește din mulțime unul care are o problemă. Doamne, spune fratelui meu să împartă cu mine ce? Moștenirea noastră, averea noastră, să o împartă. Cel mai capabil să împartă moștenirea Domnului. El știa ce gândește omul și intențiile omului. Și totuși, Domnul spune, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Doamne, dar tu nu te implici că noi tot ne băi, cât i-ai dat lui ăla? Dar ce-o primit celălalt? Ne implicăm în orice, nu ne interesează pe noi, n-avem nicio treabă acolo, dar ne dăm cu părerea așa, răspundem la întrebări care nici nu s-au pus. Domnul, nu m-a pus nimeni. Doamne, dar tu ești Fiul lui Dumnezeu, singurul care cunoști totul, ai creat celula, atomul, tot ce există, există prin puterea ta. Nu poți să le împarți, avea. Nu, Tata m-a trimis în lume cu un scop. Să demonstrez că sunt Fiul lui Dumnezeu prin câteva semne, prin trei învieri din morți, prin cutare, prin cutare și o fac numai ce îmi spune Tata. Nu învii toți morți, nu vindec toți bolnavii, nu izbăvesc pe toți oamenii, ci eu vin să demonstrez că sunt Fiul lui Dumnezeu, după care scopul meu este să mă duc la calvar și să-mi vărs sângele meu curat, ca prin sângele meu să fie iertați toți. Amin. Domnul n-a venit. Putea să-i mântuiască pe toți. Când a strigat Lazar, ieși afară, a spus specific Lazare, că dacă spunea morților să iasă afară prin puterea lui, toți ieșeau afară. Era înviere atunci. Pentru că are puterea asta. Dar el n-a venit să facă lucrurile astea. A venit numai să facă ce i-a spus Tata și ce l-a mandatat. Tata nu l-a mandatat să împartă averea. Tata nu l-a mandatat să se implice în politică. Tata nu l-a mandatat să facă o grămadă de chestii pe care le poate face un om inteligent. Nu. El își făcea lucrarea lui. De aia e important să știi la ce te-a chemat Dumnezeu. Uite la zona ta. Primul lucru la care te-a chemat Dumnezeu, dacă ești cap de familie, este să ai grijă de soția ta și de copiii tăi. Știu că foarte ușor ți-i zici copiii altora. Foarte ușor este să vezi soția sau cum mergi casa altora. Nu, uite-te în zona în care te-a așezat pe tine și fii credincios lucrul încredințat ție. Dacă ți se cere vreodată părerea,
Dă-o cu respect. Părerea mea este, dar nu trebuie să te iei după ea. Că experiența mea nu poate fi experiența ta. Dar eu în locul tău, în circumstanța asta, așa aș face. Și ai grijă ce vorbești. Dă lucrurile clare din cuvântul Domnului. Nu spune, bă, dacă aș fi în locul tău, aș face cu tare lucruri. De multe ori chiar ăia ne ascultă. Chiar gândesc că asta e cea mai bună soluție. Și de obicei când vine cineva la tine și te întrebe, uite, sunt într-o situație, dă-mi o soluție. Câteodată și eu ezit de a da răspuns la anumite întrebări. Pentru că există oameni care îl iau din gura unui om și le duc, da, mi-a zis cu tare, măcar are puțin davina, știți? Știi, el face lucrul ăla, oricum avea de gând să-l facă, dar mi-a zis fratele Virgil. Și atunci treaba e clară, nimeni nu-l mai condamnă pe el așa de mult, mai ales liamurile. Măi, și el a vrut să mai steie, dar fratele Virgil a spus că ar fi mai bine să rezolv. De aia sunt foarte atent la lucruri de genul ăsta. De ce? Pentru că trebuie să ai grijă ce vorbești. Nu te amesteca în alte zone. Nu te amesteca în treaba nimănui. Frații mei, e foarte important. Apostolul spunea, nimeni dintre voi să nu sufere ca unul care se amestecă în treburile altuia. Țineți cont, atunci când ne băgăm pe teritoriul altuia, când nu-i zona noastră, și protecția Domnului scade. Să fiți siguri că sunteți în Germania pentru că Dumnezeu a vrut să fiți aici, să fiți siguri că sunteți în biserica în care trebuie și aici vă faceți menirea și treaba voastră. Oricât te îndepărtezi de planul lui Dumnezeu, ieși de sub ocrotirea Lui. De aceea, dați-mi voi să vă citesc un pasaj biblic din 2 Împărați, capitolul 23, cu versetul 29, unde Scriptura vine și spune în felul următor. Să citim întâi versetul 25. Înainte de Iosia n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul ca el, din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea lui, întocmai după toată legea lui Moise. Și chiar după el n-a fost niciunul ca el. Pocăit om, neprienit om. Dar omul ăsta pocăit, neprienit, care a făcut reformă în Israel, care a făcut o grămadă de lucruri bune pentru care Biblia îl apreciază, la un moment dat a zis, băi, dar eu m-aș putea cât de pocăit să mă amestec și în război. M-aș putea să, dacă Domnul e cu mine, când eu sunt pocăit, în pătrățica mea, în Israel, dacă Domnul e cu mine, păi eu intru și la faraon, domnule, și spun să treacă înapoi în Egipt, domnule, că eu sunt omul lui Dumnezeu. Dați-mi voi să vă citesc versetul 23-29. Pe vremea sa, faraon Neco, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva împăratului Asiriei, nu a Israelului. S-a suit împotriva la râul Eufratului. Împăratul Iosia i-a ieșit înainte. Și faraon l-a omorât la Megido cum l-a văzut. Frații mei, cum de-a reușit faraon să-l omoare pe omul lui Dumnezeu? A ieșit din zona lui unde era responsabil. Dacă faraon Neco vedea împotriva împăratului Israelului, era normal să te pregătești și era ajutorul Domnului și Dumnezeu era cu ei cum a fost totdeauna Dumnezeu cu oamenii credincioși. Când el a ieșit și a spus, las că eu mă pricep și la politică și la militar, eu mă pricep să mă bag în absolut totul, eu intru în zona respectivă. Spune Scriptura că a ieșit din zona de protecție și uite un om neprienit cum sfârșește. Stimații mei, de aceea dacă nu te-a chemat Dumnezeu la ceva, nu te amesteca. Nu te amesteca în locurile alea. Lucrurile alea sunt foarte calculate. Exemplul meu personal pot să vi-l dau din punctul ăsta. Eu n-am fost până acum în America niciodată. Niciodată. Am principiile mele după care mă călăuzesc. Mă sună frații de acolo și tot îmi spune, încearcă să fac evangelizare cu mine. Frate, da, hai, vină, da, băi, oameni buni. Nu mi-a spus Domnul să mă duc la voi și nu mă duc la voi. Stau aici ca găină împrejurul, că sunt în Europa. Tot în continuu, pe la frați, pe lângă tăi. Știți că nu mă depărtez tare mult. În Canada, când a trebuit să mă duc, Dumnezeu mi-a spus, te vei duce acolo. În Australia, când a trebuit să mă duc, Dumnezeu mi-a spus. În America nu mi-a spus, indiferent ce. Și eu rămân în zona mea. Nu mă implic în alte lucrări, nu mă implic în conducerea cultului, pentru că Dumnezeu nu mi-a vorbit. Oi fi, frații, bă, tu poți să te implici, poți să-i dai pe tot, te cunoaște. Foarte bine că mă cunoaște, dar și eu îi cunosc pe ei. Îi lăs pe cei ce trebuie acolo să-și facă slujba, eu mă rog pentru ei și ei să roage pentru mine, Doamne ajută. Dar fiecare să-și facă lucrarea lui. Găsește-ți locul și fii credincios. Nu te amesteca în treaba altora. Dacă aud eu ceva, cumva, de cineva la un moment dat, caut metoda să îi spun omului respectiv. A venit o informație la mine despre președinte, a venit o informație despre cutare. Cumva, mă rog Domnului să găsesc portița și să-i spun.
să aude lucrul ăsta, s-ar putea să fie o minciună, s-ar putea să fie un adevăr, dar te rog frumos să aude lucrul ăsta, dacă e adevărat, pocăiește-te și dacă nu e adevărat, bucur-te că ești vorbit pe nedrept, dar măcar știu și eu, știi și tu de lucrul ăsta. Dar nu așa, lasă-l, domnule, că el nu, numai asta face. Au făcut el mai multe chestii așa. Nu te amesteca în treburile altora. Rămâi în zona ta, stabileți-ți foarte clar perimetru, rămâi în zona aia, cântă, laudă pe Domnul, bucură-te. Împrejurul tău s-ar putea să cadă un bloc jos. Asta e situația, ajut și tu cu ce poți, dar tu rămâi credincios. Alții au problemele lor, alții plătesc. Pentru că, scuzați-mă, Biblia spune că ei din cină în chip nevrednic, mulți dintre voi vor fi neputincioși, bolnavi și nu puțin adorm. Termenul este mor înainte de vreme. Vedeți că ăsta care e bolnav nu se împacă cu națul, e bolnav, acum e galben, tot așa. Eu îți spune, frate Virgil, fiindcă ai venit aici, e sticluța cu un de lemn pe care eu de obicei, trebuie să o iei păstor local, ia sticluța cu un de lemn și vine, bă, dar să vină și Bobby, să vină și Robert, să vină și toți. Nu numai dumneata le vii, nu numai dumneata, eu nu știu că el e certat, ăștia știu că e certat cu națul. Nu, vii numai dumneata le. Aș vrea să vă spun, poți un bidon de 2 litri de ulei pe el. Dumnezeu nu-l scoate de acolo, că el e bolnav pentru că nu se împacă cu națul. Și noi, nu ne spune problema lui, fraților, rugați-vă, scoteți-l. Și biserica, Doamne, suntem sinceri înaintea ta, ridică pe omul ăsta. O mai făcut ceva donații la biserică, te rugăm, ridică-l. Și Dumnezeu se uită, băi, eu făcut donații, hai că trec peste principiile mele și credeți că așa face? Nu, Dumnezeu rămâne sfânt, slăviți-i fie numele. Noi cheltuim timp, un dilemn și toate celelalte, dar Dumnezeu îl ține acolo. Și știți că dacă omul nu se pocăiește, moare înainte de vreme. De ce? Continuă versetul 1 Corinteni. De aceea suntem pedepsiți aici, prin neputință, boală și murim înainte de vreme, ca să nu fim judecați odată cu... Slăvit să fie Domnul! Îi har! Dar nu putem să scoatem anumite, pentru că ei plătesc niște polițe. Și trebuie să fim foarte atenți în domeniul ăsta. Cum v-am spus aseară, ăsta a fost sensul de aseară care vi l-am spus eu, nu te pune sub povara altora, te rogi pentru oameni. Dar nu te pune, Doamne, izbăvește-l pe ăsta, că tu nu știi ce problemă are el. Nu știi ce a făcut el când a plecat la hotel, nu știu unde, nu cunoști ce intenții și unde a ajuns, nu cunoști. Dumnezeu știe și pentru mântuirea sufletului de multe ori, ca și omul din Corint, trupul l-am dat spre nimicire satanei ca Duhul să fie... Și noi mergem cu sticluțe de unde le-am dat. De ce nu funcționează? Măi, omule, mergi după Domnul Iisus. Te-ai chemat să faci ungerea, e dreptul lui ca membru. Te-ai dus acolo, ai făcut rugăciuni sincere înaintea Domnului, cum faci la oricine, faci rugăciuni sincere, Doamne, suntem aici, nu cunoaștem, nu ceru ce ungerea cu unde le-am. Eu facem în numele Tău, dar Tu ești atot înțelept, drept și sfânt. Amin. Un om din casa lui Levi luase de nevastă pe o fată a lui Levi. Femeia aceasta a rămas însărcinată și a născut un fiu. A văzut că este frumos și l-a ascuns 3 luni. Nemai putând să-l ascundă, a luat un sicriaș de papură pe care l-a uns cu lut și cu smoală. A pus copilul în el și l-a așezat în tetrestii pe malul râului. Sora copilului pândea la o depărtare oarecare ca să vadă ce are să îi se întâmple. Fata lui Faraon s-a coborât la râu să se scalde și fetele care o însoțeau se plimbau pe marginea râului. Ea a zărit sicriașul în mijlocul trestiilor și a trimis pe roaba ei să-l ia. L-a deschis și a văzut copilul. Era un băiețaș care plângea. I-a fost milă de el și a zis, este un copil al evreilor. Atunci sora copilului a zis fetei lui Faraon, să mă duc să-ți chem o doică dintre femeile evreilor ca să-ți alăteze copilul? Du-te, i-a răspuns fata lui Faraon. Și fata s-a dus și a chemat pe mama copilului. Fata lui Faraon i-a zis, ia copilul acesta, alăptează-mi-l și îți voi plăti. Femeia a luat copilul și l-a alăptat. Copilul a crescut și l-a dus fetei lui Faraon și el a fost fiu. I-a pus numele Moise, căci a zis ea, l-am scos din ape. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Stimați părinți, iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, mulțumim Domnului pentru părtășia pe care o avem și în această dimineață în jurul Evangheliei și a cuvântului Său. Este momentul de predică și de învățătură biblică și continuăm să ne rugăm într-un duh de umilință ca Domnul să deschide ușe de cuvânt și prin Duhul Sfânt să vorbească. Mai mult decât reușesc eu să spun din locul acesta, Duhul Sfânt să atingă inimile voastre și să vă vorbească exact ceea ce aveți nevoie. Amin.
Este un lucru care de obicei Duhul Sfânt îl face pentru oamenii care sunt deschiși în fața cuvântului lui Dumnezeu. Aș vrea în ziua de astăzi, din pasajul acesta biblic, să învățăm destinul unui om dintre trestei la 120 de ani. Atât a trăit Moise și a plecat de undeva dintr-o stare nu prea favorabilă. Era pus între trestei. Părinții lui, din neam în neam, din poporul Israel, erau robi de 300 de ani. Nu tu școli, nu tu asistență medicală, erau ținuți în Egipt doar ca robi, doar ca robi. Când s-au construit piramidele, când s-au construit construcțiile megalomane din Ramses și așa mai departe, evreii erau acolo. Erau folosiți la muncă brută, ca atare n-aveau nevoie de cine știe ce pregătire în domeniul. Erau robi, munceau la cărămiz și la alergarea aceasta și la timpul acesta, probabil era cel mai bun moment în care părinții să se gândească că pentru robia lor și situația lor dificilă nu le-ar mai trebui niște copii. Era singurul moment, nu vorbim de civilizația occidentală, vorbim de contextul acela. Pentru că nu-i uitați, iubiții mei, acesta era contextul de acolo. Și iată că o femeie din fetele lui Levi rămâne însărcinată. Iochebed îi spune la mama aceasta și spune Sfânta Scriptură, pentru că porunca lui Faraon a fost ca toți copiii de parte bărbătească a evreilor după ce se nasc să fie omorâți și dacă moașele nu-i omorau, trebuiau aruncați în Nil, la crocodil, trebuiau să dispară. Fetele, în schimb, erau lăsate să trăiască. Mama aceasta trăia sub legea aceasta și a văzut copilașul acesta, l-a văzut frumos și l-a ascuns doar 3 luni de zile. Văzând că nu-l mai poate ține ascuns, a făcut un sicriaș de papură cât încăpea el, l-a uns cu lut și cu smoală, făcându-l impermeabil pentru apa în care va fi așezat, și apoi l-a așezat între trestii. În locul acela venea fata lui Faraon să se scalde, pentru că pentru ei Nilul era considerat sfânt, sacru. Se scăldau atât Faraon cât și toată suita sa. Fata a venit acolo și a văzut sicriașul. A luat copilul și a dat seama că este un băiețel al evreilor și a dat seama. Și imediat sora lui Moise, Maria, pe care o găsim mai târziu în Scriptură, vine imediat și spune să chem pe o femeie a evreilor care și așa au copiii luați și aruncați la crocodil, să fie doică pentru copilul acesta. Și dintr-o dată, pentru prima dată în istorie, avem prima alocație plătită. Femeia aceasta vine, fata lui Faraon spune, cheamă, și o cheamă exact pe mamă. Și spune, alăptează-mi-l și îți voi plăti. Alăptează și îți voi plăti. A avut la dispoziție până la timpul de încercare câțiva ani de zile. Unii oameni spun 3 ani de zile, alții puțin mai mult, dar a avut un timp limitat când l-a alăptat pe copilul acesta și nu numai atât, l-a învățat câteva lucruri. Apoi a luat și l-a dat pe Moise la școala egiptenilor, care era o putere imperială. La vremea aceea știau să construiască piramide. Noi nu știm la momentul actual cum au ridicat blocurile cele de sute de tone la înălțimea aceea. La ora aceea aveau cea mai performantă armată. La ora aceea rezolvau ecuații la puterea a doua. Din punct de vedere matematic stăteau foarte bine. Și spune diaconul Ștefan în mesajul său din Faptele Apostolilor, Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor. De la un popor rob să ajungi dintr-o dată la curtea imperială, nu într-o națiune, într-o națiune prosperă, civilizată, la curtea imperială, să fii fiul fiicei lui Faraon, cu posibilitate de ascensiune la tron, la demnitățile care erau acolo, la pozițiile respective. Și la un moment dat să lași totul și spune Biblia de dragul lui Hristos, să pleci de acolo. De ce? Pentru că ceea ce l-a învățat mama lui în timpul ăla de alăptare au fost câteva lucruri importante. În ziua de astăzi aș vrea pe marginea acestui text biblic să extragem câteva învățături pentru anul 2017 și de ce nu pentru cel care vom începe în curând 2018. Învățături la vremea noastră de astăzi. De-a lungul timpului, împărați și regi, filozofii și imperii au dat legi și edicte, porunci, și-au creat filozofia și gândirea lor în așa fel încât să strugstragă dreptul lui Dumnezeu de a comanda și de a da porunci poporului său. S-au interpus între oameni și Dumnezeu. Însă peste tot în Sfânta Scriptură, Biblia ne prezintă că sunt câteva domenii în care oamenii
trebuie să asculte mai mult de Dumnezeu decât de orice altă autoritate. Și permiteți-mi să vă le prezint. Primul domeniu în care trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de stat, chiar dacă ne costă, decât de filozofii, este în creșterea și educarea copiilor noștri. Amin. Faraon dăduse poruncă ca copiii aceștia să nu fie crescuți, să n-aibă parte de educație. Ca atare, din start, erau dați la crocodili, erau omorâți. La momentul actual trăim o vreme când sunt lăsați să trăiască, dar nu ți se dă dreptul de a-i crește și educa tu. Se fac și astăzi piramide. Ți se dă de muncă, ai carieră, ai profesie, ai o grămadă de lucruri de făcut. În toate statele din lumea aceasta există oameni bine pregătiți, bine plătiți, care calculează cât poți să câștigi un om, la cât poți să câștigi el, ce anume îi trebuiește lui absolut necesar, pe lângă casă, pe lângă piscină, pe lângă frigider, pe lângă mașină, ce îi trebuiește? Câștigurile plus cheltuielile să fie la același nivel. El să nu poată sta niciodată acasă să-și crească copiii. Toate sunt cheltuieli. Nu contează nivelul de venit pe cap de locuitor. Că e în Suedia, prețurile sunt mai deosebite. Că e în Australia, prețurile sunt la fel. Toate sunt calculate. Oriunde ai fi, să n-ai timp mult. Și pentru că suntem bombardați cu atâtea necesități, foarte mulți dintre noi ne încadrăm în statutul de robie. Trebuie să aleg, trebuie să-mi plătesc creditele. Toma mi-a schimbat o mașină, dar de ce-i schimbat-o? Era bună aia, se mergea foarte bine. În parcare la biserică a venit unul cu una mai tare și am făcut investiția aceasta. Bă, dar asta o faci pe cheltuiala copiilor tăi. Asta o faci pe cheltuiala timpului pe care trebuie să-l petreci. Nu e așa că acum stai mai mult la servici? Nu e așa că acum îți mai cauți un job? Nu e așa că acum ești rob? Bineînțeles că nu-i nu spui titlul ăsta. Dacă te uiți cât timp petreci cu cei din casa ta, nu-ți dai seama că încă ești rob? Și se construiesc piramidele filozofiilor din vremea noastră de astăzi. Și faraonul nu-ți mai dă nici paie măcar. Și trebuie să alegi după aceeași normă. Toate sunt calculate. Și prețul îl plătesc copiii noștri. Stimații mei, faraon conduce din nou și nu-ți dă dreptul să-i educi. Se lucrează la proiecte, la momentul actual, ca de la vârstă de 2 ani copilul să-ți fie luat, dat la creșe, la grădinițe speciale, tu să fii în câmpul muncii, să n-ai timp și să muncești de dimineața până seara și ei să-ți educi copilul din toate punctele de vedere. În mod special, în domeniul acesta doresc să le educe sexual, să vadă ce anume gândirea lumii să fie impregnată de mic în mintea copilului tău. Și tu n-ai să n-ai face, ce-i face? Când îl mai iei să vorbești cu el, să nu te poți înțelege cu el. Efectiv, să aibă un alt fel de gândire. Ăsta e primul sistem. Al doilea lucru în care societatea, statul se interpune, este în închinare. Doresc ca închinarea noastră să fie oprită. Scriptura ne spune că s-a dat un edict în Babilon ca 30 de zile, o lună de zile, să nu se mai închine nimeni decât împăratului. Și Daniel, om prea iubit și scump înaintea Domnului, nici nu s-a uitat la edictul ăsta. Cu toate că până atunci a ascultat de împărat, perfect. A ajuns în cele mai înalte demnități. Dacă împăratul s-a întrepus între sine și Dumnezeu, el n-a spus trebuie să-l ascult pe împărat și în domeniul ăsta, nu. În domeniul închinării, eu am nevoie să mă închin lui Dumnezeu și nu împăratului. Deschidea de 3 ori fereastra spre Ierusalim și ca mai înainte continua să se închine. De fapt, ăsta a fost punctul lui vulnerabil, închinarea lui, pentru că el n-a ascultat de împărat. Și ultimul aspect, mi se spune în Noul Testament, că la un moment dat Petru și ceilalți apostoli predicau cu autoritate învierea Domnului nostru Iisus Hristos, care e baza și diferența față de toate celelalte credințe. Toate celelalte credințe învață un anumit fel de moralitate, un anumit fel de gândire. Creștinismul e diferit pentru că se bazează pe faptul că Hristos a trăit, a murit pentru noi și ale noastre păcate, și a înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și va să vie din nou cu slavă și cu putere să evalueze viața fiecăruia. Ori Hristos în creștinism este pilonul de bază. A predica acest adevăr jicnește celelalte religii, deranjează pe celelalte. Ești bine primit dacă spui că creștinismul este una dintre multele căi care duc la Dumnezeu, indiferent cum este ele definit. Stimații mei, Domnul Iisus Hristos este foarte tranșant și spune nimeni nu vine la Tatăl decât prin
Mine, punct. Nu putem colora cum vrem noi sau după cum vor oamenii din lumea aceasta. Petru predica Evanghelia și i s-a interzis să mai vorbească numele lui Iisus Hristos și despre Iisus Hristos. Și Petru pune o întrebare. Judecați voi singuri. Este mai corect să ascultăm de voi sau de Dumnezeu? Răspunsul, era fost o întrebare retorică, răspunsul era clar. Dumnezeu merită toată ascultarea noastră. La momentul actual, ți se pune pumnul în gură. La momentul actual poți să te prezinți în societatea noastră și să vorbești de extraterestri. Citeam undeva un studiu că peste jumătate din populația Pământului crede în extraterestri. Poți să vorbești de marțieni, poți să spui că ai văzut un omuleț verde și să-i dai culoarea ochilor și să discuți cu ceilalți. Că oamenii te ascultă, sunt foarte entuziasmați de noutățile tale, pe care de multe ori sunt imaginații ale unei ormiți bolnave. Ori, stimații mei, poți să vorbești de vampiri și de vârcolaci. Poți să vorbești de orice. Când ai vorbit că Iisus Hristos te-a scos din bețiile tale, te-a scos din șanț, te-a scos din patima jocurilor de noroc, te-a scos din tot felul de păcate, te-a adus la viață, ți-a dăruit un viitor, ți-a dăruit un har de binecuvântat și a făcut din tine un slujitor al Domnului, oamenii ți întorc spatele. Cu toate că știu schimbarea, cu toate că au fost prieteni de pahar cu tine, cu toate că au fost la hoții cu tine, știu schimbarea, dar ți întorc spatele. Pentru că oamenii sunt disponibili să audă orice în afara numelui lui Iisus Hristos. Și într-un asemenea context, noi trebuie să ne creștem copiii. Doamne ajută! Iochebed a folosit câteva lucruri ca să-și poată crește copilul. Stimații mei, mă uit la ora actuală, la societatea în care trăim. Dacă lui Iochebed i s-ar fi spus ca și mamă, în situația ei, de roabă, de normă de cărămiz, de lucru la cărămiz, de faptul că va muri în robia respectivă, de faptul că în starea aceea o va mai duce, dacă s-ar fi spus că copilul care se va naște va fi toată viața gângav, toată viața va fi gângav, și o gângăvie din aia cronică, că la un moment dat Moise se întâlnește cu Dumnezeu, Dumnezeu face niște minuni extraordinare în fața lui, și anume, face toiagul lui șarpe și din șarpe îl face înapoi toiag. Bagă mâna în sân, umpli din repră, bagă înapoi mâna în sân, o scoate sănătoasă. Și foarte interesant, cât era lui Dumnezeu să-l vindeci pe omul ăsta să aibă o vorbire cursivă. Nu face. Nu face. Pentru că Dumnezeu se folosește în slăbiciunea și în defectele pe care le avem, știe să se folosească de ele pentru a face glorie numelui Său. La un moment dat Moise, disperat când vede că Dumnezeu face atâtea minuni, vine și spune: Doamne, eu sunt un om gângab, nu sunt un om cu o vorbire ușoară. Și Dumnezeu nu-i spune: las că o să înțeleagă el, faraon. Nu, nu. Vorbirea lui era atât de dificilă, încât Dumnezeu îi spune: te așteaptă Aron. Tu vei fi Dumnezeu pentru faraon, iar Aron va fi interpretul tău. Te va traduce. O asemenea vorbire avea ăsta, că trebuia traducere la ea. Trebuia cineva să spui: ce vorbește ăla acolo, în colț acolo? Ce spune ăsta care a venit cu toiagul ăla în mână și îi spune ceva de Dumnezeu? Ce vorbește? Că nu înțeleg, faraon nervos. Nu înțeleg. Și Aron îi spune: dă-ți voie să-ți spun eu ce vorbești, că eu îl înțeleg pe el ce vorbește. Și îl lasă Dumnezeu așa. Îl lasă Dumnezeu așa. Ce ai fi dacă ți-ar spune ca mamă și ca tată că bărbatul ăsta gângav într-o zi va omorâ un egiptean? Va face crimă. Nu contează motivația. Că dacă citim motivația undeva, îl găsim: Domnule, a făcut un spirit din nedreptate, probabil nu a vrut. Spune Biblia că l-au bătut pe egipteanul ăla, de l-au omorât. Și l-au așa ascuns în nisip. Ce ai zice dacă bărbatul ăsta, care îl vezi ca un eliberator, se căsătorește nu cu o izraelită, ci cu o madianită, și care mai târziu va provoca valuri în poporul lui Israel? Că au fost câteva discuții, mai ales între el, fratele lui Aron, tălmaciul lui, și sora lui, care l-a văzut pe malul Nilului de când era mic. Au fost discuții, cum ne conduce ăsta care are o nevastă care nu-i de la noi, de aici? Au fost ceva probleme. Ce-ai face dacă ți-ar spune că copilul tău va fi așa? Îl vei mai ține? Vei avea grijă de el? Sau vei rezolva problema simplu? La ora actuală sunt națiuni în care nu se mai nasc copiii cu sindrom Down, cu autism,
pentru că se vede dinainte și sunt scoși înainte de vreme. Sunt avortați. Societatea noastră în care trăim merge în continuare pe drumul acesta de a da copiii la crocodili. Pentru că au constatat că ceva în viitorul lor, la momentul actual, se lucrează foarte mult la gene. Și dacă se știe de la copilului să ia genele respective și se constată că are genele unui viitor violator sau criminal, probabil vor merge tot la crocodili și ăștia. În domeniul acesta se lucrează, totul va fi așezat. Și într-o asemenea lume, Dumnezeu ne-a așezat pe noi la sfârșitul anului 2017, începutul anului 2018, ca să ne creștem copiii pentru slava Domnului. Amin. Ne uităm la Iochebed, care nici pe departe nu avea posibilitățile noastre. Femeia aceasta, în primul rând, a luat copilașul acela și l-a ascuns. Contează enorm de mult ca copiii tăi să fie copii. La ora actuală, copiii au acces la informații care îi bulversează. Unul dintre caracteristicile copiilor este că le place să repete ceea ce văd. Nu vi s-a întâmplat de atâtea ori, ați fost la o slujbă de botez când erați mici, când erați la părinții dumneavoastră, ați fost la o slujbă de botez, câte păpuși au botezat surorile noastre în apă, umpleau cada cu apă și botezau. De ce? Ne place să imităm ceea ce am văzut. Închipuiți-vă ce înseamnă pe un asemenea copil, tata și mama la servici, și el dă pe un click pe ceva și accesează niște site-uri la care vede. Nu mă mir astăzi când aud mărturisirea unui copii din familii de credincioși care au avut acces la desene cu conotații și care sunt măcinați din copilăria lor, din adolescența lor, de diferite pofte. Pentru că copilul nu știe să discearnă între bine și rău. Lui îi place să repete ceea ce vede. Vede un botez, îi place să repete. Vede o rugăciune, îi place să repete. Și acum mi-aduc aminte când în Dumbrăveni, în localitatea unde slujesc ca păstor, era o familie care îi plăcea să aibă rugăciune la ei în casă. Îi plăcea să aibă rugăciune. În fiecare seară veneau frați la rugăciune și se rugau. Erau descoperiri din partea Duhului Sfânt. Copiii erau și ei, bapii sobă, bapii într-o parte, în alta, stăteau și se uitau la cum nu avea loc. Într-o seară s-au anunțat că rugăciunea se face în altă parte. Și părinții au spus la copii, voi copii, rămâneți liniștiți acasă, fiecare, noi plecăm la rugăciune în altă parte. Și-o pleca părinții de acasă. S-o aduna cu copiii vecinilor, cu toți ceilalți, ce să facă? Ce-au văzut? Hai să facem rugăciuni noi. S-o apuca copiii la rugăciuni, cu mâinile ridicate, fiecare se uita unul la ceilalți care ține mâinile mai sus și care se roagă mai tare și așa mai departe. În timpul ăsta părinții au mers unde trebuia să facă rugăciuni, dar din cauza la o slujbă de priveghi de undeva nu mai veni frață. Și s-au întors înapoi acasă. Când s-au întors și au intrat pe ușa, pe poarta casei, au gălăgii în casă. Băi, la noi e rugăciune. S-au apropiat tata să vadă care e situația. Când au ajuns tata și mama chiar lângă ușă, copiii se rugau și aveau parte și de o descoperire. La un moment dat, unul strigă, aleluia, aleluia, tot se opresc. Ascultă poporile, o mare încercare vine pe voi. Spuneau frații că era cea mai urgentă lucrare care s-a împlinit. A intrat tata în casă cu Jordi și a rezolvat. A fost cea mai urgentă lucrare care s-a făcut acolo. Dar copiii totdeauna imită ceea ce văd. Dacă în casa ta e rugăciune, dacă în casa ta e cântare, dacă în casa ta e post, dacă în casa ta e vorbire frumoasă, copilul asta va învăța. Dacă ești prea ocupat pentru a explica lucrurile astea și a arăta lucrurile astea. Dacă ești prea obosit de la muncă și îi spui du-te la adunare și el se uită cum tu rămâi acasă. Ba mai mult vede că tu ești liber, dar te duci în altă parte. Dormi. Copilul tău vede și va repeta lucrurile alea. De aceea, frații mei, stimați părinți, v-aș ruga tare mult, ascundeți-i pe copiii dumneavoastră de problemele lumii. De aceea se încearcă accesarea dincolo de voința părinților. Vedeți, sunt părinți care spun, nu mai dau copiii la școală, pentru că el vine să-mi prezinte copilului meu care nu știe să facă diferența între bine și rău, niște învățături care nici ăla de 14 ani încă nu-i pregătit totalmente să le asimileze, că nu-i vârsta. Nu-i vârsta pentru așa ceva. Vârsta pentru noțiuni sexuale, intime, e aproape de vârsta căsătoriei. Atunci trebuie să cunoști cu deamănuntul anumite lucruri care sunt predate și trebuie predate de oameni serioși, de oameni și în mod special de părinți.
Dar nu de la vârsta de 2, 3 ani, 4 ani, de la școala elementară, să intre cu bocanci în sufletul lor și să le explice așa cum vor ei lucrurile astea. Cu toate astea, astea se urmărește. Ascundeți copilul, fă-l să simtă plăcere în cadrul familiei. Fă să simtă. Se spune că modul în care se întărește relația părinte-copil cel mai mult e prin hârjoană. Cel mai mult. Făceți timp să vă hârjoniți cu copiii voștri, să vă fugăriți prin casă. Nu are a face. Apucați-vă să desenați dacă le place asta. Nu vă uitați de foarte multe ori la aspectul ăsta. Stați cu ei de vorbă, râdeți cu ei. Pentru că sunt momente pe care nu le veți mai întâlni. Și sunt momente care leagă niște părtășii și leagă niște legături pe care nu le poate desface nicio filozofie a lumii acesteia. Iochebed a știut asta. Iochebed a cunoscut lucrul ăsta. Și cât l-a avut pe mână, l-a ascuns. Ascunde-l de problemele bisericii. Foarte mulți oameni caută biserica perfectă. Biserica ca și un spital, frații mei. La un spital vin oameni care au accidente. Sunt oameni care au mâna ruptă, au picior rupt, au deget amputat, îți prinși într-un accident rutier până îi scoate smurdul, salvarea de acolo, îi pune pe o targă și îi trimite la spital. La spital nu e acolo nimeni că dus și vin să mă recreez aici. Nu. La spital sunt cazurile greve. Biserica este un loc în care oamenii din lupta aceasta cu păcatul, cu dependențe, cu situații dificile, când au fost provocați, înșelați, păcăliți, vin la biserică și aici li se spune, câtă vreme trăiește, există un Dumnezeu îndurător, slăvit să fie Domnul. Câtă vreme e har, poți să beneficiezi de El. Poți ca Dumnezeu să te vindece, să te salveze, să te elibereze. Câteodată instant, câteodată în mai mulți pași, dar e locul în care poți găsi un număr pe care poți să plângi. E un loc în care poți găsi pe cineva care a trecut ca și tine, dar a fost izbăvit. Și asta e biserica. Biserica nu e un loc în care venim și ne dăm locul unul la altul, ne respectăm. E adevărat că și ne respectăm. Dar biserica e de multe ori un câmp de luptă. E un loc în care oamenii vin cu o anumită față de sfânt, dar în spate sunt temeri. Sunt provocări, sunt ispite și când coboară Duhul Sfânt peste biserică, ne cercetează și ne dă har Dumnezeu și ne dă îndurare. Și sunt momente în care oameni pe care noi arată aparența bătrână, sfântă, om al lui Dumnezeu, plânge la rugăciune că Dumnezeu i-a iertat gândurile care au umblat unde nu trebuie altădată. Toți suntem provocați, asta e biserica. Și în biserică sunt anumite probleme, păzește-ți copilul tău de problemele din biserică. În biserică vin oameni care la un moment dat cred că sunt principalele creaturi din univers. Este un sindrom și ăsta al dării de importanță. Și de multe ori dacă nu-i așteptent oamenii aceștia, nu apucă să vorbească în biserică disciplinat, dar vorbesc pe holul adunării. Și tocmai treci cu copilul pe acolo. V-aș ruga tare mult, aveți grijă cine vă aude. Aveți anumite nemulțumiri, discutați cu oamenii responsabili. Discutați la nivel de oameni în familie, dar nu expuneți copiii dumneavoastră la problemele bisericii, la dorințele unora sau altora, la părerile unora sau altora. Ascundeți copilul. Unde? Spune Sfânta Scriptură că într-o vreme în Israel s-a ridicat o împărăteasă care reprezintă sistemul lumii, o împărăteasă care a dorit să rămână pe tron pentru totdeauna. Ca să fie sigură că rămâne pe tron, a omorât toți copiii din partea bărbătească din casa regală. Unul singur a fost salvat, dar a fost ascuns. Permiteți-mi să citesc din 2 Împărați, capitolul 11, cu versetul 1, Scriptura spune: Atalia, mama lui Ahazia, văzând că fiul ei, împăratul, regele, a murit, s-a sculat și a omorât pe toți cei din neam împărătesc, adică nepoții. Deci bunica, ca să fie sigur cât mai are, îi împărăteasă și domnește, când a văzut că fiul, regele, a murit, s-a sculat și a omorât pe toți cei din neam împărătesc. Continuă Sfânta Scriptură. Dar Ioșeba, fata împăratului Ioram, sora lui Ahazia, a luat pe Ioas fiul lui Ahazia și l-a ridicat din mijlocul fiului împăratului când i-a omorât. L-au pus împreună cu doi ca lui în odaia paturilor. În primul rând, ascundeți copilul în casa ta. Fă de casa ta să fie un loc în care copilul să învețe primele lucruri. Nu școala. Vedeți că Biblia vine și spune un anumit timp, versetul următor spune, a stat 6 ani ascuns cu Ioșeba în casa Domnului. În primii ani, ține-l ascuns. Învață-l noțiuni despre viață, încetul cu încetul. Învață-l în odaia paturilor,
cum să trăiește în familie. Învață-l ce înseamnă rugăciunea, învață-l ce înseamnă părtășia, citește împreună cu el Scriptura, îți va pune anumite întrebări. Se spune că în jurul vârstei de 4 ani de zile încep a pune întrebări. Reușesc performanța să pună câteva sute de întrebări pe zi. Și să gândesc că cineva există și să răspundă la ele. Și acei cineva sunt părinți. Nu-i așa că sunt disperant? Ăsta în continuu, de ce asta? Dar de ce cealaltă? Dar de ce cealaltă? Te enervezi. Lasă, domnule, că te duci și te parchezi undeva la o grădiniță. Să... Credeți că cineva, dacă tu ca mamă și ca tată n-ai timp să-i răspunzi, crezi că cineva plătit cu o grămadă de copii pe mâna lui a să stea să-i răspundă lui? Dacă e interesat să răspundă, răspunde anumite lucruri. De aceea ține-l ascuns în odaia paturilor. Învață-l ce înseamnă părtășia familiară. Lasă-l să vadă iubirea din familie. Lasă-l să vadă cum tu îi faci declarații ca soț soției tale. Lasă-l să vadă cum soția își apreciază soțul. Lasă-l să vadă toate astea, pentru că crește normal. Și apoi ține-l ascuns în casa Domnului, fratele meu. Biserica trebuie să aibă structurile acestea de organizare în care copiii slujesc în biserică. Astăzi au slujit niște copii, Domnul să-i binecuvinteze. Permiteți-mi să vă mustru puțin aici, cu toată dragostea care o am. Dacă la sfârșitul predicii mele uitați să spuneți Domnul să-i binecuvinteze, nu e nicio problemă, cu toate că ar trebui să spuneți. Nu e nicio problemă. Dar faptul că au cântat copilașii ăștia aici și a spus un amin anemic, permiteți-mi să vă mustru. Permiteți-mi să vă mustru. Nu uitați, dacă copiii ăștia cântau aceeași cântare într-o sală de spectacol, primeau ropote de aplauze. Dacă copilul tău învață o cântare, și așa o învață, și vine în adunare și ale hamete adunarea, spune un amin, dar se duce într-o sală de spectacol, unde sunt tot felul de oameni, nu spun de care sunt, și ăia toți aplaudă, copilul tău normal vrei să fie atât de spiritual, să spui mă duc la biserică, ca și ea spun amin. Fă-l pe copil atunci când slujește să se simtă folositor, Doamne ajută! Nu contează cui copilul ăla. Nu contează. Vine să se expune aici. Se expune. Vine cânt aici. Fă-ți timp și spune un amin. Doamne ajută! Ascunde-l în casa Domnului. Făceți-vă timp la lucrul acesta, să observați închinarea lor. Când se dă adunarea liberă, făceți-vă că îi vedeți ce faci, cum o duci. Pune mâna pe cap și chiar dacă nu se aude, spune, Doamne, binecuvintează acest copilaj. Nici nu știa cui, treci, pune mâna pe cap. Obișnuiesc că atunci când trec printr-o biserică, să văd, tot pun mâna în dreapta și în stânga, nu se aude. Dar eu spun, Doamne, binecuvintează cu protecția Ta. Nu mi-e greu, am un cec înalt din partea lui Dumnezeu. Nu e limitat ca să-l țin numai pentru copiii mei și pentru viitorii mei nepoți. E un cec înalt prin care pot rosti binecuvântarea și pot fi un canal al binecuvântării spre orice copil din lumea asta. Folosește-te de dreptul ăsta, Doamne ajută! Amin. Al doilea lucru, frații mei, Iochebed nu numai că l-a ascuns pe copilul acesta, ci l-a pus într-un sicriaș de papură. Asta reprezintă câteva lucruri foarte importante. Învață-ți copilul, în primul rând, să fie pregătit pentru moarte. Nu toți copiii ajung adolescenți. Nu toți copiii termină școala, nu toți copiii se căsătoresc, nu toți copiii termină o facultate. Unii dintre ei mor în timpul copilăriei lor. Învață-ți copilul biblic ce înseamnă viață și ce înseamnă moarte. Că nu-i niciodată târziu să le înveți ce înseamnă veșnicia, ce înseamnă Harul lui Dumnezeu, ce înseamnă Iisus Hristos și ce înseamnă mântuirea. Sunt copii bolnavi de cancer acum. Sunt copii care mor în spitale și părinții nu se mai pot uita în ochii lor. Sunt anumite persoane care îi asistă pe ultimele momente. Din nefericire, mulți dintre ei nu pot da o perspectivă veșnică a plecării copilului. Cât e de mic, are anumite întrebări. Eu cred că răspunsurile la viață și la moarte ar trebui să le asigure părinții. Doamne ajută! Dar ce folos să asigure părinții când nici ei n-au siguranță? Când ei nu știu ce se întâmplă. Nu uitați, frații mei, de-a lungul istoriei Dumnezeu despre moarte a vorbit în diferiți termeni, dar la sfârșitul vremurilor ne-a dat descoperirea completă prin Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Amen. Și Iisus Hristos vorbește împreună cu apostolii în Noul Testament
că oamenii nu sunt anihilați, că oamenii nu dispar, că oamenii nu dorm, ci ei sunt perfect conștienți, chiar dacă trupul lor, se folosește terminologia aceasta a Bibliei, adorm, pentru că trupul moare și stă o perioadă de somnolență, cu ghilimele de rigoare, până la înviere. Noi, cei care locuim în trupurile acestea, vom continua să fim cu Domnul unde este mult mai bine. Ești convins de lucrul ăsta? Dacă ești convins, vei zidi în copilul tău o perspectivă corectă. O perspectivă corectă. Te vei gândi la aspectele vieții și vei pune și în el și ai să vezi că copilul tău are o credință mai mare. Ai să vezi că copilul tău nu pune la întrebare, ci întrebări privitor la cel înveți tu. Pentru că lucrurile sunt foarte clare. Și aș vrea să vă spun, când copilul tău e în pragul morții și pune întrebări de genul ăsta, tata, unde mă duc? Ce explici atunci? Ce evanghelizare faci cu el? Că tu trebuie să-l pregătești din timp. Și sunt copiii care spun, tata, mi-ai spus de atâta vreme, mama, mi-ai spus de atâta vreme de Domnul Iisus, mi-ai spus de atâta vreme de împărăție, mi-ai spus de atâta vreme de frumusețe. Unii dintre ei, atunci când încep să pășească în veșnicie, le spun părinților, văd deja și le spun niște lucruri la care părinții rămân surprinși, pentru că i-au pregătit punându-i într-un sicriaș, învățându-i că moartea face parte din cotidian, că moartea face parte din viața noastră, chiar dacă lucrurile astea se întâmplă la spital sau la morgă, dar moartea face parte din viața noastră. Învață-ți copilul. Nu numai atât, unge-i sicriașul ăla cu lut. Lutul este reprezentat ca materialul cel mai slab. Vă amintiți de chipul ăla mare, din aur, argint, bronz, fier și așa mai departe, și picioarele din lut. Și când a fost lovit de piatră, nu a fost lovit la nivelul capului sau al toracelui sau al brațelor, ci la nivelul lutului și totul s-a terminat. Lutul este slab. Învață-ți copilul că suntem slabi. Învață-ți copilul, nu acea gândire pozitivă pe care o aduce lume, că oricând putem greși, că oricând putem fi înșelați, că oricând putem fi provocați. Biserica vine și învață, poți să fii iute la mânie. Dar biserica te învață cu ajutorul Duhului Sfânt să fii încet la mânie, Doamne ajută! Prostii poți vorbi oricând, dar cu ajutorul Domnului, dacă nu conștientizezi că ești slab, n-ai să poți niciodată să ceri ajutorul Domnului. Învață-ți copilul, ești slab, nu poți, nu poți înmagazina totul, nu poți ști totul. Ca atare, nu te bizui pe înțelepciunea ta, ci cere lumină de la Dumnezeu. Învață-ți copilul asta. Sunt foarte mulți care merg să învețe. Pe baza lor, tu ești tare, tu ești puternic, tu ești puternic, învață, spun tot procesorul în contribuție și la un moment dat începe a patina procesorul. Nu mai poate, nu mai poate, gata, se retrage, intră într-o stare depresivă, pentru că cineva i s-a spus, el are o anumită putere, fiecare trebuie văzut după puterea lui și lăsat să funcționeze, dar învață-ți copilul că este slab și apoi, ca să fie lucrurile frumoase și clare, unge-i sicriașul cu smoală ca să-l faci impermeabil față de apă, îl vei așeza în lumea aceasta, se va duce la școală, se va duce la, cu prieteni, pune-i smoală acolo, învață-l că nu toate lucrurile lumii trebuie să pătrundă în viața lui, învață-l că trebuie să fie altfel, învață-l să poarte cu demnitate lucrul ăsta, învață-l, pentru că neînvățându-l așa ceva, va fi o presiune din partea profesorilor, din partea colegilor, din partea societății. Tu de ce ești altfel? Conformează-te! Și conformarea nu se cere la zile de post. Conformarea nu se cere la timp de devoțional, de rugăciune. Conformarea se cere la păcat. Conformarea se cere la mizerii. La asta se cere. Izolează-ți copilul și spune tu trebuie să fii altfel. Tu reprezinți altceva. Tu în lumea aceasta nu poți rezista. Nu uitați, smoala niciodată nu e o culoare plăcută. Totdeauna vă pun întrebări tineri, de-ai noi, de ce n-avem voie? De ce ei au voie numai trestii și plutesc așa de la mal 2-3 metri, după aia nu mai auzi de ei în adunare? De ce? De ce noi e smoală? Smoala nu-i plăcută. De ce nu-mi dai voie aia? De ce nu-mi dai voie? Băi, ca să poți trăi până vine fata lui faraon să te iei, deci. Că de altfel nu mai are, că tu ești necat deja. Pune smoală împrejur. Ungi cu smoală. N-avem voie asta. N-avem voie asta. Dar nu înțeleg de ce. Nu înțeleg de ce culoarea asta neagră. Nu înțeleg. Nu înțelegi, dar îi splutești. Atâta tot. Nu sunt multe lucruri de explicat. Dar trebuie să-l înveți pe copilul tău. Pune-l
acolo unde trebuie. Învață-l că viața e efemeră, poate fi limitată de Dumnezeu. Învață-l de veșnicie, învață-l de limitări, că nu toate lucrurile îi aparțin, că are doar un spațiu. Văd foarte mulți părinți care nu se ocupă de asta. Și în cadrul familiilor creștine cresc niște strifosiți, niște mofturoși, niște... se supără din toată nimica, se deranjează, în timp ce alții în altă parte sunt prigoniți, în timp ce alții în altă parte nu discută culoarea la pantof sau dacă e de firmă, umblă cu sticle, cu pietruri de astea pus în picioare și legate cu niște sfoare acolo. În timp ce alții n-au picioare din cauza la minele plasate pe teritoriul lor în urma unor războaie uitate, în timp ce alții au alte condiții, noi creștem în casele noastre niște copii care cred că toată lumea le aparține lor. Că de ce ăla are telefonul ultraperformat? De ce celălalt are tabletă? De ce celălalt are camera lui? Și în continuu auzi de astea. Învață-l să fie limitat. Învață-l să se învețe personal, să fie disciplinat, că altfel, fratele meu, vei avea mari probleme. Va crește în viață crezând că toate lucrurile îi aparțin. Va intra în căsătorie, că îi place să însoare sau să smărite, vrea neapărat. Și când va intra, va chinui pe unul sau pe alt, pe el sau pe ea. Va chinui acolo, în familia în care intră. Va chinui pentru că el crede că numai el are drepturi, ea crede că numai ea are drepturi. Dar de ce face așa? Dar de ce face alaltă? Pe când un copil care e crescut cu greu, care e învățat la limitări, se va gândi cum rezolvă problemele să poată merge înainte. Frații mei care sunt căsătoriți de mai multă vreme, ați avut necazuri în familiile dumneavoastră. Ați avut probleme. Ați avut... Asta nu înseamnă că leși totuși pleci la mama, la tata, pleci în altă țară, pleci în alt oraș. Rămâi lângă soția ta, lângă soțul tău, rezolvi problema și mergi înainte. Doamne ajută! Pentru că cineva de acasă ne-a pus. Am lucrat prin grajd, am dat ciubări la vite, ne punea să strângem fânul, să măturăm frunzele. Nu era nicio logică în toată treaba asta, chiar cădeau frunze. Dar în continuu trebuia să le măturăm noi așa. Și asta mama îmi spunea, dacă nu mături, domnul se uită când ascult. Și ai să ai tu, și iar luam măturoiul și iar e frunzele astea. Am venit să scutru copac cu tătul, să nu mai am... Dar în continuu, ei, au fost niște limitări care ni le-au impus. Limitările acelea m-au ajutat în căsătorie. M-au ajutat. Puteam oricând să spun, dar lucrul ăsta nu se face. Dar lucrul ăsta nu e corect. M-au ajutat în biserică. Vine cineva, trece pe lângă mine și nu-mi dă pacea Domnului, nici bună ziua. Bă, dar are ceva cu mine? Sunt oameni care nu dorm noaptea. Efectiv. Nu dorm noaptea. Dar ce are cu mine? Dar ce are cu familia mea? Cred că o zic ceva de taică-miu. Cred că o zic ceva. A doua zi se întâlnește în sfârșit, dacă se întâlnește că, bă, ai ceva cu mine? Bă, te rog să mă ierți, nici nu am observat că ai fost acolo. Și tu n-ai dormit o noapte întreagă. De ce? Pentru că sunt crescuți așa. Frații mei, învață-ți copilul, că nu toate lucrurile aparțin lui. Învață-l că trăiește într-o lume nedreaptă. Învață-ți că după ce învață și aleargă, vine cineva și îl oprește și ia premiul de sub nasul lui. Și el trebuie să meargă înainte, nu să intre în depresie. Nu să crească glicemia pe loc și tensiunea. El trebuie să meargă înainte să ia cununa Domnului. Învață-l asta. Că altfel... Rămân niște ratați pe drum, altfel rămân niște desepresivi, zâmbesc singuri așa, vorbesc singuri pe stradă, îi spun că la celular, dar vorbesc singuri. De ce? Pentru că n-au fost învățați că viața e nedreaptă, în lumea asta trăim. Învață-l cu limitările lui. Și ultimul aspect, Iochebed, frații mei, l-a alăptat și l-a învățat pe Moise. Ce poți să înveți un copil așa de mic? Nu știm cât de multe poate învăța. De ce credeți că societatea vrea de la vârsta de 2 ani să ia? Pentru că știu că pot înmagazina. Și atenție, nu fac diferență între bine și rău. Pasajul biblic care mă înspăimântă pe mine și ar trebui să înspăimânte pe orice părinte este cel din Proverbe, capitolul 22, cu versetul 6. Învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze. Și când va îmbătrâni, nu se va abate de la... Atenție, noi ne gândim totdeauna la calea bună. Dar dacă tu îl înveți pe copil să furi, dar dacă tu îl înveți pe copil minciună, dar dacă tu îl înveți pe copil dispreț față de alte familii sau de biserică, degeaba te rogi după aceea, Doamne, cercetează-l tu. Este o cale pe care o croiești și o înveți.
Copilul nu pune întrebări, bine sau nu. Că dacă tata fumează și spune la copil, băi, nu-i sănătos, eu nu contează ce spune tata, îmi contează ce face tata. Copilul niciodată nu va spune că ceea ce face tatăl lui e rău, dar îi spune Biblia. Nu, copilul va lua lucrurile că nu face diferența. De aceea vă rog frumos, educați-vă copiii în spirit creștin, Doamne ajută! Tot respectul pentru învățătorii de școală duminicală, tot respectul pentru educatorii creștini, tot respectul pentru profesorii creștini, dar mama și tata sunt principalii educatori, Doamne ajută! Folosiți-vă de dreptul ăsta! Nu vă jertfiți copiii pe altarul profesionalismului, a luxului, a confortului și a carierei. Dacă v-a onorat Dumnezeu să aveți copii, creșteți-i pentru slava Domnului. Puneți în mintea lor adevărurile eterne, că mintea lor primește. Și atenție, încă o dată, n-ajung să filozofeze, le iau de la tata și de la mama. Nu puneți în mintea lor valoarea banului. Că de foarte multe ori aud copiii care discută pe chestia asta, se căsătorește cineva în biserică și merg acasă părinții și până acasă vorbesc, băi, ce lovitură o da băiatul ăsta. Și se așteaptă copiii din spate să audă pe tata că spune, mireasa lui e o fată credincioasă, mireasa lui e o fată a rugăciunii, mireasa acestui băiat este o cunoscătoare a Scripturilor și o fată sfântă, o fată, nu, are apartament, are mașină și taică-s-o are o firmă și poate asigura. Copilul prinde ideea, prinde ideea. El își dă seama că nu caracterul, cum se vorbea astăzi, omul dinăuntru, susținătorul, ferul beton, tăria noastră, este ceea ce contează, ci euro, dolarul, posesiunea, mașina din parcare, haina de firmă, doar atât contează. Nu uitați, toate-s bune. Dar dacă nu există ferul, beton lăuntric, când apare un mic seism, toate structurile, cât de puternice ar fi, se duc jos. Când apare un năcaz, totul se duce jos, se dărâmă, indiferent cât ai construit. De aceea e important să le transmitem copiilor noștri un sistem de valori biblic, corect, să-l înveți. Iochebed, roabă, l-a învățat pe Moise că nu e egiptean, cu toate că va ajunge la curtea lui Faraon, cu toate că va ajunge în Senat, cu toate că va ajunge în Parlament și va se va întâlni în fiecare zi pe holul Palatului Regal cu cel ce conducea destinele lumii, atunci că Egiptul era o putere imperială, era cea mai puternică forță. Că el nu este, n-aparține acelei lumi. El aparține unei lumi eterne, cu un Dumnezeu care are făgăduințe veșnice. De aceea, după ce egiptenii au pus toată înțelepciunea, au pus totul în el, ca unde lemnul pe apă s-a ridicat în viața lui Moise, nu știința, matematica, filozofia și literatura egipteană, hieroglifele lor, ci s-a ridicat învățăturile unei roabe, care a fost pentru un timp doica, mama și confesoarea sa, învățătoarea sa, a lui Iochebed. Și dintr-o dată Moise, în floarea vârstei, la 40 de ani, nu mai vrea să fie fiul fiicei lui Faraon. Nu mai vrea să aibă coroană, nu mai vrea să aibă supuși, nu mai vrea. Și dintr-o dată ia calea exilului și pleacă, întorcându-se înapoi bâlbâit, dar un om care purta cuvântul lui Dumnezeu. De-a lungul istoriei a rămas un om de referință și când vorbesc evreii de el, vorbesc ca cea mai ilustră personalitate a națiunii lor, care a ajuns la vârsta de 120 de ani. Pentru că o mamă roabă, fără viitor, fără speranță, a știut să-l ascundă. Apoi a știut să-l pună într-un sicriaș, arătându-i limitările lui. Și apoi a știut să-l alăpteze și să-l învețe ceea ce trebuiește. Față de Iochebed, stimate surori și iubiți frați, avem la îndemână pârghii extraordinare. Vă rog frumos, într-o lume în care Faraon din nou vrea să pună mâna pe copiii noștri, pe frumusețele astea, pe care le văd eu în adunare, pe care le văd la școala duminicară, care nu sunt vinovați cu nimic. Este vremea să-i creștem pentru împărăția Domnului. Este vremea să cerem înțelepciune de la Dumnezeu. Este vremea să ne sprijinim unii pe alții, ca Dumnezeu să toarne har peste noi și familiile noastre. Amin.